Tifotismo. Aoleu. Am vrut să fac asta. Să văd cum o să fie cu adevărat atunci când o să mor, câți prieteni o să am lângă mine. Crici, O mă! să vă fi alături. Alo. Sunteți bine? Ai, am vrut să văd cum o să fie în momentul ăla în care mor. Simt că mă usucă dinăuntru. Ai, sunt foarte slăbit. O, salut! Am dat Domnul drumul la Bebe, live? sunt alături de dumneavoastră. Am dat drumul la live, băieți? Mamă, am dat drumul la live. Ia uite aici și tu. 400.000 de persoane se uită la mine. Aoleu, dă-te așa. Salut, băieți, vă Domnul salut pe Bebe, toți. Bine ați venit pe m-am live. dus acolo la Lanceta și l-am văzut pe italianul vorbind cu ea ceva, cu pistoale, cu arme, cu... M-am dus, m-am stat Da, pe bărță. domnule, știu, am fost și eu acolo. Am fost și eu acolo. E gravă situația, e mai gravă decât se pare. Salut, băieți, nu uitați să apăsați Ce, butonul de domnul like, Bebe? nu uitați să faceți și voi un story acolo pe Instagram, să dați un share acestui live, să ne strângem în seara asta cât mai mulți oameni, băieți. Bebe, ești bine? Sunt bine, sunt bine, până când o să mor. Eu știam, colegul, cheamă toți colegii aici. Italianul meu scrie și Domnul mod. Țuică, salut! Și eu am fost acolo la Lanceta, l-am văzut pe italianul și zicea de o capcană Bebe, ceva. cred că nu o Ce să fie capcană? bine. Bebe, cred M-am că dus italianul acolo vrea și să te am omoare. Știe că ești aici, pe undeva, și au zis că ne atacă. Dar vrea să te M-am dus omoare, acolo Bebe. cu capcană. Cine mă să ne atace, Lanțeta? Nu Și Lanceta, italian. mă, italianul, mă, italianul, Italian. singular. Lași mă că italianul e prietenul meu, ești nebun? L-am auzit eu că vrea să te omoare, o să vină aici. Domnul Bebe, nu mă credeți, dar după o să vedeți cu ochii dumneavoastră. Italianul e șarpe, vrea să te asasineze. Bă, tăceți, mă, nimeni. Bebe, am auzit cu urechile mele că vrea să te După ce omoare. mor, pericol, va exista Chiar mafia tu, rusă, voi coleg, am juca pregătit rolul mașina. cu... Cheamă toți Acolo, astăzi. colegii, aici să se ducă unii pe blocuri, să se uite dacă e cineva. O să fiu singur, băieți. Mă duc eu la casa lui Italian. Să mă duc să vorbesc eu cu italianul, băieți. Să fie așa cum zice el. Ia mă să vedem. Ne ducem așa pe... Bă, sunt supărat, bă, băieți, bă. Băieți, băieți, ce caracter să-mi fac după ce moare Bebe Moise? Ia să-mi spuneți. Astăzi va fi înmormântarea lui Bebe Moise, băieți. Nu m-am băgat bine pe aici, nu? Așa că trebuie să ajung aici. Hai mă că sunt pe drumul cel bun, ești nebun. Nu moare. Nu moare Bebe Moise, băieți! Mergem până la casa la italianul să vedem ce face italianul aici, da? Și dacă este adevărat ce mi-au spus băieții, că italianul, voi credeți că italianul vrea să mă omoare, băieți? Ce credeți? Că pot să intru pe aici, dar văd că e plasă pusă, nu pot să intru. Sau de un elicopter. Sunt niște mașini aici.
Uite niște mașini aici, băieți. Ia să vedem noi că s-a auzit cineva. Cine vine? Ia să vedem. Zice ceva de afară, poate vine italianul. Fiul lui Bebe, fă-ți un cămătar ca să-i omoare pe cei căruia nu-i dai bani. Ia despre și gustește și vezi cum e. Nu prea cred că pe video de dimineață s-a speriat când a zis că o să-mi pui. Asta zic și eu. Claxonează cineva, dar cine claxonează? Hmm? E bună? Am via mortul, mă. Băieți, încă n-am ajuns să mor. Mai am câteva ore sau câteva zile, chiar nu știu exact. Mai am câteva zile, băi, trebuie să rezolv problema. Eu am scris și în comentarii, mi-au scris foarte mulți acolo. Alaru Șerban, salut. Care ești, mă? Băi, am primit un apel aici, domnule, dumneavoastră sunteți. Bă, Andrei, ce-ai făcut, mă? Te-ai angajat la taxi? Tu ești, mă, bebe, stai că nu te văd. Așa, a, ce fac, bebe? Bă, nici bine n-am murit și deja ai plecat în altă parte. N-am plecat în altă parte, vreau să... Și ce te-ai îmbrăcat așa la costum? Păi dacă e mormântarea ta peste câteva ore... Ia, un aibii de pusăleu, ce ești? Au, ce? Nu, a te-a lovit ușa de la mașină, că am vrut să o deschid. Fii atent, m-am făcut taxi să fac bani pentru mafie, bebe, și pentru... Am descoperit ceva. Ce descoperi? Am găsit un oș bătrân de ăsta care poate să se rezolve asta. Serios? Da, de asta m-am angajat. Bă, ce că a găsit un moș. De la ora 4. Salut pe aia, cum mănânc și urma să ai poftă, Luca, salut, poftă bună. Am făcut vreo 10.000 de euro până acum. Hai, și unde îl găsim pe moșul ăsta? Dar ce e el, vrăjitor, ce e? Șaman, ce? Doar seara, acum e zi. Aaaa, să stăm un pic. Dar nu contează, hai, trece în spate. Stau în fată, tu. Bă, ce ai dat drumul la ceas, mă? Oprește ceasul, ce vrei să-mi iei și bani? Lasă ceas. Bă, tu ai maimuță din aia, uite cum crește banii, tu ai maimuță din aia pusă. 302, 304. Bă, uite și tu, mi-ai 5 dolari de aici până colea. Uitați, bă, ce maimuță are. Bă, așa ai făcut tu bani, frate. Păi, da, bebe, gândește-te. Dacă nu făceam banii așa, te-ar mor până acum de asta. Dar fii atent că pun și mai mare tarif, fii atent. Am pus 5.000 pe minut, ca să vezi câți bani. Și tu trebuie să dai bani să știi. Pentru ce? Ca să iau o lea cu ăla. Eu de cât am pus pe minut. Eu nu-ți dau niciun bani din taxiul ăsta, să știi. Păi nu mă păcălești. Ce belești așa ochii? Vrei și tu să pui botul? Tu uită-te! Acolo, în față, la asta. Ia pune frână. Aia nu merge. Încă e centura pusă. Băieți, scăpăm cu moartea, băieți, mai dați-mi și voi o idee în chat. Salut, dacă-mi răspunzi... Nu, am înțeles. Și că se merită să-mi dea bani. Am gips, ce-ai făcut, mă? Andrei, o să te omoare? Am mai aflat ceva, bebe. Ce ai aflat? Că poți să faci curățare de stomac la spital, dar nu costă foarte mult. Păi crezi că mai e nevoie la mine curățare la stomac de după ce a trecut o zi? Pe mine ieri seara mi-a dat, astăzi toată ziua, s-a digerat tot, mi-a intrat, mă doare stomacul de nu mai pot, simt că mă arde ca cu foc. Simt că e iadul la mine în stomac, băi, Andrei. O, bă, că poate devine amintică, stai cu minte, mă, băi. Ce te-ai dat, mă, joc? Nu-i amintică, bă, că poate te... Băi, 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 băi! Nu trage, mă, ce trage? Hai sus. Așa. Hai, bă, bebe, sus. Au, nu mai pun, mă doare rău stomacul. Hai mai repede, că trebuie să-l sun pe ăsta, că tu doi mai repede. Ai. Alo, de-aia doamne, toată lumea de ajutor.
Adică vrăjitor, doamnă, bătrân. Vă aud bine, vă aud. Nu credeți că aș putea să vin un pic mai devreme, domnul bătrân? Mă ce un domn? De... cum pot să vă explic eu? Băut o poțiune așa să, dacă așa. Băieți, ce se întâmplă cu Bebe Moise? Băieți, dacă moare Bebe Moise în seara asta, băieți. Vreau de, nevoie de ideile voastre, pe ce băieți? Haideți să vă implicați, băieți. Haideți să vă implicați. Rupeți butonul de like, dați o idee acolo pe chat cum să-l scăpăm. Da. Ce simptome mai ai? De ce te arde burta? Mă arde ca cu foc, simt că e iadul la mine în burtă. E iadul la mine în burtă, spune așa. Băieți, cine nu știe, mamă, Bebe Moise a fost blestemat de o vrăjitoare de Lanțeta, cine n-a fost pe live, cine n-a urmărit seria, cine n-a urmărit episoadele, Bebe Moise, liderul mafiei Curcubeu, a fost, cum să vă zic eu, a fost blestemat de o vrăjitoare. Bă, dar sigur ne poate ajuta? Da, băi, Bebe, mai bun decât Lanțeta ăsta, Lanțeta, din ce am auzit? Este printre cele mai vrăjitori de ăștia. Ce belești ochi iar la mine așa. Mar de Andrei, mar de ca cu foc. Cred că de la bere. Când m-ai închis acolo, în dreapta, în spate, acolo. Unde? Acolo, în spate, uite-te, acolo, în cabana aia. Da, dar erai, ai avut pe satana în tine atunci. Trebuie să trec să-mi iau niște cafea ceva, că mor dacă nu beau un cafea. Fă un leac din piele de șarpe, excremente de tigru albinos și urină de delfin. Crezi că avem de unde să facem rost de urină de delfin? Păi de ce ai nevoie de aia? Fii atent, mergem până la pescar după aia, da? Au! Au! Au, mare de ca cu foc! Bă, bună ziua, domnule! Bună ziua! Aveți cafea? Acum vă fac. Domnule, uite aparatul aici, domnul! Am, aveam și aici în față. Poate, ia uite în față. Vreau și eu două cafele, vă rog frumos. Se fac în 2 minute. Italianul, salut! Mulțumesc! Aveți altceva? Nu, domnule. Dumneavoastră nu sunteți Bebe Moise? Da, da, eu sunt. Nu pot că ați murit, că da, știm că ați murit. Deja s-a dus vorba că a murit? Deja. Doamne, ce oameni răi în orașul ăsta. Mi-e foarte rău, nu știu dacă vezi, sunt alb ca varul. Văd. Și mai am câteva zile de trăit. Hai că s-a făcut cafea. Mulțumesc frumos, domnule. Să aveți o zi bună și multă sănătate. Hai, Bebe, ca să-ți arăt unde să mergem. Hai până la pescar, okay? Pescar aici, că vreau să-i întreb ceva. Dar de ce e nevoie de urină de delfin? Vreau să îmi crez singur o poțiune. Nu crezi nicio, să băi, Bebe. Băi, mar de la stomac de mor, băi, aș bea orice. Înțeleg. Ce mi-a zis? De asta am și vorbit, băi, de asta. Că dacă vezi că toți faci rău, nu caz de alimentele pe care le mănânci. Fii atent, îți arăt unde mergem mai încolo, da? Când după mergem la pescar, că nu îți faci tu nicio poțiune singur, nu te las. Mama, știi că ești prietenul meu. Nicușor de la Brăila! Bă, tu te transformi, Bebe, nu mai pot! Nicușor de la Brăila! Bă, mă pântrună, mă dai capul! Mă dai capul! Sicuța! Au! E bine, băi, nu mai da. Nu mai uita în caracter. A înghicit, ești genial pe scenarii. Și cum mă simt pe filmele alea americane cu taxiurile. Băi, am zis să mergem la pește prima dată. La pescari. Băi, nu poți să-ți faci nici o poțiune singur, Bebe. Băi. Băi, nu m-am amenințat, Bebe, că tot tu ai să pierzi, nu eu pierd. Băi, să-mi puși... Te uiți așa la mine, ce te uiți așa? Uită-te în față că poate ne pușim. Na. Bă! Că nu mă mai distrage, Bebe. De ce te distrezi eu? Tudi, salut! Mă distrezi? Pericol când Andrei...
De când m-am întâlnit la 2 să maturizez. Bă! M-ai adus la hambarul ăsta, sper că nu vrei să mă închizi în hambar. Băi, băi, băi! Nu vrei, bebe. Crezi că vrei să te răzbun cum ți-am făcut eu ție. Aș putea să încerc, dar tu mi-ești prieten. N-am cum să fac asta. Bebe, nu muri. Bă, ușor, du-mă la pescar aici, te rog frumos. Bine, măi, bebe, dar te duc, bine, măi. Du-mă că vreau să vorbesc la pescar aici, te rog frumos. Imediat, imediat, imediat. Eu nu Cătălin talent care se dă drept tine, cum adică se dă drept de mine? Adică eu sunt eu, nu poți să te dai drept mine, gen poți să-ți pui numele pericol sau ceva, da. O, punguță, ce faci, o punguță? Ce frumos ești în live-ul ăsta, dar doar în live-ul ăsta, n-am înțeles. Ești foarte de treabă, Antoni Simona, doar de data asta. Băi, mi se face rău, leșin. Bate România azi? Vezi că ai depățit până acum 5 minute. Nu știu, dar eu sunt pregătit. Eu sunt pregătit, Nox. Sper că ești și tu pregătit în seara asta. Ok, bebe. În seara asta o dăm parte în parte. Gen, tu trebuie să bagi de 5 ori mai multe. Da! Nu, aici era peștele. Aici, aici, stânga, stânga, stânga. Mamă, ce prost e ăsta. Ce mă paci de tine și eu, ești pregătit, Nox. Mă bucur foarte mult, ticule. Cu cine joacă România? Am auzit că joacă. Aolo. Aolo. Ce bomba lui ești, Andrei. Știu. Mă duc să vorbesc cu domnul pescar. Hey, bună ziua, bună ziua. Bună ziua, domnul pescar. Fai noroc. Trage, trage. Trage, trage. Domnul pescar, am și o întrebare la dumneavoastră. Aici în apă sunt delfini. Cred că mai în larg, așa o leacă de aici, nu? Domnul. Da, domnul. Am nevoie de ceva de la un pescar și doar un pescar mă poate ajuta. Am fost blestemat de o vrăjitoare bătrână și rea pe nume Lanțeta. Am fost blestemat să mor. O, trăiască domnul Ciaurel Gaming, să trăiți domnul cel mai... Auzi, auzi aici. Pentru Ciaurel Gaming, na. Gata, am terminat. Domnule, am nevoie de... Trebuie să-mi fac o poțiune care să-mi rupă vraja. Trebuie să fac o poțiune care să rupă vraja vrăjitoare. Iar această poțiune este formată din mai multe ingrediente apăsătoare, iar cel mai important ingredient este urină de delfin. Bă, nu-ți faci mai nicio datatul. Înțelegi că domnează bebea, zic să nu faci nimic. Dacă reușiți să-mi faceți rost de această urină, am să vă dau $50,000. Uite, să-mi plătești și necur. Bă, lele. Dacă nu puteți dumneavoastră, dați zvon la ceilalți pescari. Da, domnul, o să încerc. Pe mine mă găsiți în Shorty Bay sau cum îi zice acolo? Sandy Short, acolo sunt la casa pe lângă Pecop acolo, dacă dați niște ture mă găsiți. Da, domnul. O să încerc să fac rost, domnul. Luați o barcă, mergeți în larg, domnul, $50,000 da, cash. Da, sigur, domnul. Cash vă dau, să știți, nu? Adică da, transfer domnul. Din ăsta, pac, pac. Bine, domnul, o să iau o barcă de la cineva, o zi bună. La revedere și multă sănătate. Sănătate. Aolo, mor. Mor, băi, mor. Hai, mare, plecat 50,000 de făcute. Da, da, da. Poftim? Ai 50,000. Ciaurel Gaming, salut, domnul Ciaurel. Fete, bebe, mergem la ăla, da? Să-ți arăt unde mergem, da? Mergem unde vrei tu, ai. Da? Băi, nu mai vorbim, mă. Ce mai trebuia din poțiune, băieți? Urină de delfin, ce mai trebuie? Mai ziceți acolo, băieți, ce mai trebuie?
Când mai faci live-ul de aia, o să mai fac live, dar să iau updatat jocul, acum au băgat altă grafică, doar că sunt puțin dinozauri băgați în joc. Băi, spuneți-mi, picioare de elită, am înțeles. Căcat de cal. Băi, ai venit acasă la Risa? Sau ești tot în vacanță? Dinte de babuin, lapte de capră, piele de șarpe, piele de maimuță, două ouă de taur. Bă, alea să le mâncați voi, bă, ce, fiecare să mănânce ce a scris pe chat, na. Deci fiecare să mănânce ce a scris pe chat, na. Dacă voi de-astea îmi dați, na. Ia-o pe asta. Fiecare să aibă parte mâine dimineață la micul dejun fix ce a scris aici pe chat. Na. Ce ziceți de asta? E bună? E bine așa? Acum să te gândești ce ai scris. Piele de bombalu. Pizza. Băgă și o pizza, nu-i problemă. Ziceți mă băieți, deci am vorbit cu un cereale cu lapte. Am vorbit cu un, cum se numește, cu un pescar să-mi aducă urină de delfin. Îi dau 50.000 de dolari dacă mi-aduce. Unde ne ducem, mă? Da, așa, vreau să pun pe GPS. Paolo, da bomba la oiși, mă. Și a urma, nu, mă, băieți, trebuie din astea mai mistici, așa gen. Vai, domnul Bebe, am auzit că... din oraș că mure. Ce ai auzit este adevărat. Nu! Mai am câteva ore, câteva zile. Nu fi supărat. Odată cu moartea mea, cineva îmi va lua locul. Andrei, nu? Mafia Curcubeu o să dăinuiască întotdeauna. Bebe, prin mine, moși, prin tine și prin toți cei bebe, care sunt în viață. Hai, mergem la ala, că tu cred că ți-ai luat-o în cap. N-auzi că am spus că după ce mor eu, Mafia Curcubeu o să rămână. Prin mine, prin tine, prin toți cei care ne ascultă. Bebe. Dacă o să murim noi trei, dacă o să murim noi trei, o să trăim de fiecare dată când ai play. Cine știe cine a zis asta, băieți? Păi sau bebe, aproximativ bebe. Ceva de genul. Mergi și tu pe stradă, bombalăule. Cine va lua controlul mafiei, curcul meu? Nu m-am gândit la asta. Cel mai puternic, bineînțeles. Eu, adică eu sunt co-liderul. Piticu. Eu a zis Nox. Nox după 4-5 beri a zis asta. Dacă murim noi trei, dacă murim noi trei, o să mai bem o bere amândoi. Rămâi în mașină tu, bebe, rămâi în mașină tu. Iartă-mă. Dar eu n-am voie să... Mamă, ce e aici, băi? Parcă simt așa o vindecare. Bebe, dar de ce nu te dai jos? Nu mă las, Andrei. De ce nu mă așa nu vei să dai jos? Bă, taci-mă și vezi de treabă, că trebuie să mă duc să vorbesc cu omul ăștia ăla. Rămâneți aici toți, toți în mașini. Pericol, poți să zic, bebe, oi, se poate să zic ceva. Pleacă, măi, de aici, măi, că sunt ocupat. Dacă iar îți mai dau mă. Andrei, se transformă, bebe. Bă, rămâi mama și în, bă, că-ți dau un pumn acum. Uite ce bătăușii. Calmează-te, mă. Vreau să mă lase să mă dau jos din mașină. Unde se duce? Că nu văd. Unde se duce? Bebe, dar unde se duce? Merge și el așa. Domnule Bebe Moise, este adevărat ce am spus, ce am auzit, domnule, nu că ce am spus. Dacă vi se spune să stați în mașină, trebuie să stați în mașină. Bă, uite-l pe Andrei acolo sus, bă. E cu cineva acolo, bă. Să nu te trădeze, mai trebuie floce. Aoleu, pune pipi. Vezi ce cu minte stau. Hai. Toți băieții să stai aici că a zis unul pe rând, da? E COVID și de-astea, hai.
Aolo. Hai, încet, încet, să nu te împiedici cu... da. Fii atent. Mă arde la stomac. Fii atent. Dacă... Laur, Laur, du-te că se umă... TikTok, salut! Mamă, cred că-mi comand o pizza să meargă cu berea. Ce zici, Ticule? Zic bine? Merge, nu zici rău. Eu când am venit acasă, înainte să vin acasă, am dat comandă de niște sarmale și am băgat niște sarmale cu mămăliguță și cu ardei iute și cu smântână. Mamă! Acum mă cinstesc direct. Da. Am contactat un vechi prieten de-al nostru. Așa. Mihăiță, ți era dor de el. Care Mihăiță? Băiatul mic, care n-am mai venit de mult. Mihăiță ăla mic sau taică-s-o? Ăla cu care am copilărit eu. Ăla micu. Aha, Mihăiță ăla mic. Am crezut că ăla mare care a fost mic. Dom'le, ce-i cu ăsta, mă, Andrei, că ești că e corporatist? Bună ziua, domnul bătrân. Am adus bună pe ziua. Domnul care îl arde stomacul. Mamă, ăsta zici că e Vișinescu, bă. Cu ce vă pot ajuta? Bună ziua, domnul Vișinescu. Domnule, eu... am fost blestemat de o vrăjitoare bătrână, o coturanță. I-am dat sufletul, i-am dat ce-a vrut ea și dintr-o dată m-a blestemat. M-a făcut un copil mic și am suferit. Pentru că știți cum e să o ai mare și după aia să-ți o vezi mică? Înălțimea mă refer. Bebe, bebe, te las aici cu băiatul ăsta și... nu mai vorbi nu la mai, ta. Nu mai dau mine, bebe, mei caro. Băi, revină, bă, la realitate și nu mai vorbi așa. Eu sunt pe moarte și el dă mine, domne. Și ce simptom aveți? Domne! Mă arde ca cu foc, domne! Mă arde ca cu foc pe beregată în jos! Simt focul cum mă străpunge și inima îmi bate ca la un pulce care stă ascuns într-o fâșie și după el umblă o mână să-l prindă. Simt focul cum arde în mine. Simt viața cum mi se scurge și după cum vă spuneam, această vrăjitoare cotoranță umblătoare de dinți și plimbătoare de draci și îmblânzitoare de tigri libanezi intrați din draci în coropișnițe, această vrăjitoare cotoranță a reușit prin puterea ei, nemai auzită, nemai văzută, nemai simțită de nimeni decât de mine, pentru că a reușit să mă transforme într-un copil, copil rău de tot. Am suferit mult. Mor. Și apoi m-a păcălit că o să mă fac înapoi adult. Dar între timp eu am avut o ceartă. O ceartă amarnică cu nepotul ei lingurar. Și această văjitoare coturanță, umblătoare de dragi, plimbătoare de animale domestice din iad, s-a gândit să mă păcălească. Și m-a păcălit, domnule. Mi-a dat cu busuioc și cu copilărisme și cu din astea și dintr-un copil mic a făcut un adult frumos ca mine, chipeș, drag, exact cum eram înainte. Dar ca un bărbat a gândit că în burtă mi-a însămânțat o scânteie. N-am simțit nimic, totul a fost bine, m-am trezit dimineața cu o arsură la stomac, dar această arsură s-a transformat într-un iad la mine în stomac! Simt că nu mai pot. Simt că o să mor. Ajută-mă, domne. Nu vreau ca să mor. O să încerc să fac câteva poțiuni. Dați-mi ceva să beau. O secundă. Băi, nu mai vorbiți mai așa, bebe. Cum așa? Așa!
A venit Moș Crăciun. Ori am eu halucinații. Cred că ai alucinat. Moș Crăciune, Moș Crăciune. Dacă vrei, ți-o dau ia ție. L-a bătut pe Moș Crăciun. Am halucinații, nu sunt nebun. A venit, iat că Tibi, care arată ca un smichi. El e mic, dar nu e mare. Pe Moș Crăciun îl ia la plimbare. Domnul... Mă duc să fac o baie aici. Domnul ăsta dinspre lac pare că n-are habar, dar am impresia că treaba mică a făcut într-un pahar. Nu vreau să mi-l aducă mie, mai bine să ți-l dea ție. Ție, celui care te uiți și nu apeși butonul de like. Încercați aceste trei poțiuni. Domnilor, va trebui să-mi spuneți ce a spus în ele. În prima am pus sânge de delfin, oase de capră și inimă de rechin. Ia să vedem ce mi-ați dat aici. Este pentru ca să nu vă mai doară sau să vă ardă. Ai, ce bun a fost. Eu reprezint semnul fericirii. Băi, uite de unde să luăm delfinul, e la tine pe piept. Ăsta nu-i delfin, băi, ăsta e bun față, băi. A doua, o să vă țină vocea normală, fără să fiți drăguțiși pentru câtva timp. Focul din mine. Poftiți. Stai să-și ia înainte să o beau. Înainte să o beau, când am văzut eu că mă ia așa, am început să zic focul, lanțetul aia a prins în mine, focul. Și ea de acolo a început să țipe la mine. Nu iese fum fără foc, nu iese fum fără foc. Dă să o beau. Poate. O beau și pe asta. Stai de capul meu, bebe, te-ai beșit și... Vezi că mai ai puțin în viață. Păi eu ce tot zic că mai am un pic să mor, mă? Normal că mai am puțin în viață dacă mai am un pic să mor. Aolo. Ce ai, mă, te-ai speriet? Da, și vorbești tu normal, bebe. Dar ce, mă auziți ciudat? Da, și-a... Ce? Cred că și-a revenit la voce. Și-a revenit la voce, măcar atât. Și-a revenit la voce. Care te-ai beșit? Tu! Dar nu ți-ai dat seama. A, eu am fost, scuze. Domnule, peste câteva zile va trebui să veniți iară să vă dau încă o doză. Ziceți că o să-mi treacă? Domnul... Nu vă pot promite nimic, că o să fiți bine, dar domnul, câteva zile. Simt că focul arde în mine. Simt că moartea e lângă mine. Ia și ajută-mă ușor. Simt că nu vreau să mor eu. Și eu. Se aude poliția în zare. Mamă, pune mâna. Domnul, cum vă numiți dumneavoastră? La mâncare. Vanghelie Vrăjitorescu. Domnul Vanghelie Vrăjitorescu. Spuneți. A căzut în apă. Domnul Vanghelie Vrăjitorescu, vreau să vă rog ceva dacă se poate. Spuneți. Aveți cumva... Iertați-mă că vă întreb. Aveți cumva... Aveți cumva o bere, că mi-e poftă de mor. O să știu ce să-i piși în sticlă, fii atent. Desigur. Hai de capul meu, bebe, tu ceri bere aici, hai de capul. Pofteți. Ce-am făcut asta? Oh.
Păi, bebe. Ce ai dat în mine, prostule, ce ești? Dar cum de ți-am dat? Când mă ridic de aici, unde stau picioarele, acolo va sta capul. Uite-l pe Moș Crăciun. Salut, bebe, de când ai început live-ul? De la ora 19, așa cum am programat. Hai să mergem, că presim că a venit un înger așa aici. Zile, să vă dau încă doză. Poftim? Ce spuneți? Aștept după câteva zile să vă dau. Am spus după câteva zile să vă dau încă doză. Dacă nu mor. Dacă nu mor. Unde stă capul, îți vor sta picioarele. Mihai, salut. Băieți, strângem și noi 3000 de like-uri la live-ul ăsta sau nu strângem, băieți? Hai, bebe, îmi pare rău. Hai să mergem la un hate. Mamă, bebe. Mamă, ce bucată i-am dat, l-am pus în cură. Bă, mi-a dat ăsta o puțiune, știi cum mă simt? Mă simt puternic, da, rău de tot. Ce? Păi de ce-i puțin, bebe, de ai băut o puțiune? Bebe. M-a blestemat. Dacă ne așteaptă Mihai. Hai, am fost blestemat de lanțeta să moar și alta nu. Vezi cu mine cu Mercedes-ul? Suntem cu taxiul. Am șofer. Păi că-ți dau eu de ce-ar fi? Ideea ca să fii fiu un cocalac taximetrist care evoluează pe episoade. De ce nu l-ai lăsat, mă, Matix, mă? De ce-i șterzi mesajul, băi, frate? Matix, dar n-a făcut omul nimic, băi, Matix, bă, nu mai bloca mesajele aiurea, frate, blochezi mesajele aiurea, Matix. Băi, Luca, YouTube, încerc eu. Păi n-are nimica dacă a spamat, las omul că n-a spamat, spam e când îl dă una după alta, așa, gen. Oricum nu poate să spameze, că sunt 3 minute, e un minut cooldown. Lasă omul să-mi zică mesajul ca să-l citesc. Șterge mesajele care sunt aiurea cu emoticoane sau știu eu ce pune lumea, spam, nu știu ce. Dar lasă textul acolo să fie că e... Că e bomba lui, eu i-am spus. Unde e aici? Să băgăm benzină, uite aici. Zurli, Zurli, și tu ești frumos, mulțumesc frumos! Că tu ești periculos. Ai, ce mă doare capul. Cred că nu aici, a? Doi, dar nu... Aici, aici. Îmi dai și mie moderator, te rog? Va trebui să-l câștigi. Ce faci, mă, bebe? Păi, italiene, unde ești? Sunt aici. Băi, ai văzut ce mi-a făcut mătușa ta? Să știi că azi dimineață... Azi dimineață am fost la tine acolo, să știi, și am auzit tot ce ați vorbit, tot ce ai vorbit cu ea, că m-a blestemat să mor. Aoleu, îmi pare rău, bebe. Hai, nu știu ce să facem. Mar de ca cu foc stomacul, italiene mor, italiene mor, mar de ca cu foc, ajută-mă! Păi eu cum vrei să te ajut? Că vorbește cu mătușa ta să-și retragă vraja! Cheamă să-și retragă vraja! Sau aseară am citit pe o carte mai veche că dacă omori un demon și îi furi inima și o mănânci, de blesteme o să scapi mereu. E proastă cartea asta, o știu și eu. Moș Crăciune, pleacă de aici! O, dă-mă, bebe! Rezolv eu? Moș Crăciune, ce zici, mă? Nu știu să fiu cu matale! Unde să fii, că mai am un pic și mă duc la dracu! Ai, nu cred că vrei să fii cu mine! Prietena noastră! Ba da, vreau! Care, ce, care e prietena noastră? Prietena mea, Tanța! Hai, bebe! Cine-i Tanța, mă? Tanța! Băi, italiene, o să vin la tine acasă, că vreau să vorbim ceva. Mă duc să-mi iau la revedere de la cei mai buni prieteni ai mei. O să mor asta. Te aștept acasă la mine, bebe. Vin, italiene. Băieți,
Băi, Andrei, trebuie să mergem la casă, la mine, la casa mafiei, să mi-au rămas bun de la toți băieții de acolo. Vreau să iau în brațe pe toți. Simt că nu mai am mult și mă duc. Simt că mor. Nu mai... Bebe? Ești proză, rău. Nu, că doar... Eu nu vreau să mă duc așa repede la satana. Dacă nu se mai întâmplă, că tocmai ce am intrat în oraș... Vrei să mă duci în iad mai repede, a? Vrei să mă duci în iad? Nu mai da! De ce m-ai băgat acolo la iad? Nu te-am băgat la iad! Mamă, ce râs m-a prins acum! De ce e un fantom? Mare rost, salut! Ce facem aici? Bă! Aici mi-e aici. Fii atent, eu mă duc și mă pun în Sekiro acolo, da? Tu-l ții de vorbă. Și spui că am murit, da, 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 tu te, tu te, unde e? Ține de vorbă, mă duc să mă pun în Sekiro. Sekiro, nu pot să alerg. Nu pot să mă pun că mi-am pregătit groapa aici, nu știi? Am fost și am vorbit cu popa să-mi facă groapă. Surbesc dacă te mint. Uite-l pe Mihaiță. Tu te vorbești cu el și eu mă duc... Mai mai la Mihaiță. Nu, nu, eu mă duc în groapă și-l aduci tu acolo. Da? Au. Au, 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 au. Au. Aoleu, ce m-am speriat, Robi, ești cel mai tare, Robi, mulțumesc frumos pentru donație, ticule, m-am căcat pe mine. Au, plecați de aici. Puneți-vă așa în jurul meu, puneți-vă în jurul meu. Aoleu, ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Fiți atenți ce-l sperii. Aoleu, să vine să plâng. Te-ai speriat și Mihăiță? Te-ai speriat? M-a speriat. Doamna Bebe m-a speriat. Hai în taxi, că mergem la italiană. Bă, Mihăiță. Aoleu. Am fost blestemat. Am fost blestemat de o vrăjitoare. Cum așa? Și vrei să-ți fac un descântec? Știi să dai de ochi? Știu să zic de ochi, da? Ia zi și mie, te rup, poate ajută la ceva. Acum azi. Când zice de ochi. Dădeți-vă de aici că n-am loc, dădeți-vă că să zic de ochi. Nu mă scăcem. Ce zic cu voce tare să auzi și eu? Aoleu, domnul, credeam că v-ați dus, domnul, domnul! Am auzit când dă de ochi, bă! Domnul! Bă, dacă îmi trece, bă, de la asta! Duceți-mă acolo, spate! M-am speriat eu în locul lui! Gata, am zis! Te simți mai bine? Fiate că nu se mai ridică. Asta doarme. Fii atent, chiar ne, iar ne sper. Mai bine? Ulu. Ia sorim, mar de ca cu foc în stomac, mar. Hai tu bebe să mergem la italian, că ai zis că vrem să vorbească. Hai, hai, hai. Domnul, domnul.
Da. Am adus urina de delfin, domnul, v-am căutat. Serios? O grămadă. Da, domnul. Domnul. Dați-mi urina. Eu aduc domnul aici imediat. Mașina, bebe, dar cum ați reușit să luați urina de la delfin? Domnul, am vorbit cu un prieten de-al meu pescar și a avut el o barcă și a mers în mijlocul lacului și am văzut acolo niște delfini. I-am băgat un cuțit, l-am băgat în barcă și când s-a speriat de noi, a făcut urină în toată barca, domnul. Tăi de capul meu. Domne, domnul, cu aceea și de să-ți fac plata. Nu, da, domnul, imediat vă dau. Poftiți, domnul, v-am dat și eu banii, mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnul, sper să vă faceți foarte bine, domnul. Sper și eu, domnule, o zi bună, la revedere. O zi bună, domnul. Olu, ce m-a ajutat nenea pescar. Băi, să luăm și pe Mihăiță. E în spate, e în spate. Sunt aici. Păi și ăsta micul care e? Ia-l, ăsta nu știu cine e. Băi, dă-te băi jos. Bă, care e și eu? Dă-te jos, că tu nu intră oricine în taxiul meu. Hai, dă-i. Maneaua. Hei. Gata. Mihăiță, ce faci, Mihăiță? Bine. Bă. Am venit să mă rog și eu la tatii meu aici la cimitir. Și na, am văzut că un întâmplător a venit aici. L-am sunat pe Andrei să vină că ți-am zis, am fost la tatii meu să mă rog. Bă, dar m-a intrat mult ăsta cu motorul BMW car, să mi-l dai, doamne, că... Da, și mă, că n-am chef să aud astea acum, că mai e un pic și mor. Lasă-mă să vorbesc și eu cu prietenii mei. Cu Mihăiță. Mama, băi, Mihăiță! Dar unde ți-e costumașul? L-am pierdut. Mereu le zic, păstrați distanța să nu intați în mine, mereu intră în mine. Pe cine l-am pierdut? L-ai luat? Nu știu că pe aici trebuie să fie, cred. Uite, nu e ăla? Dar nu mai lua toate stâlpi, toți stâlpii ăia, frate! Deci, unde e mami aici? Uite-l, uite-l acolo, uite-l lângă... Uite, nu-i nene! Lasă că mergem fără el, și ăla tot intră în noi, frate, în continuu. Îmi puși... Bă, dar pe cine calc eu? Nu văd pe nimeni. Păi că-ți dau ideea ce-ar fi, am înțeles, am citit Luca în mare parte. Încearcă să fii mai român și cât mai roleplay. Pericol de ce mă ia în carry membrii tăi? Nu știu, mă, Kent, eu știu ce... Drag, nu sunt membrii mei, nu există membrii mei. Sunt oameni de pe server care vin să se joace gen cu mine. Nu sunt membrii mei. Eu n-am membri, nu am mafie, n-am nimic. Băi, Andrei, eu mă dau jos din mașină, să oprești. Păr de câine ud, limbă de șarpe, ochi de crocodil și mă, băi, trebuie să oprești, frate, că nu mai, pă, mă țin numai în black screen. Păi nu eu, că este unul bebe care e în aer, un înger de ăla, care se tot pune, este doi, nu zic. Ce e? Este un înger de ăla bun sau rău, care se tot pune în fața mașinii noastre. Să vezi ce tragă mămica lui de înger. X-Master, X-Master, să vezi ce tragă mămica ta X-Master. Ia uite-l cum vine, l-ai văzut? Să vezi ce banii dau la X-Master, poate să fie owner, co-owner, bani direct îi dau. Care ești mă tu X-Master, mă? Dar vezi că nu-i înger de ăla bun, să știi. Să vezi ce îi dau. Nu mi-apare de la asta ta. De la ce? Care-i mă la X-Master? Nu pot să dezactivez, din păcate. Vedeți un X-Master aici, băieți? Doi, nouă, opt, opt, așa e. De unde știi tu? Am văzut din aer că 2, 3, 8, 8 e altcineva. Ce? O să-i dau un chat pe aici, că na. Ce tare? 2, 9, 8, 8. Ca, dacă vrei, verific și mai bine când ești din mașină, ca să nu dai așa degeaba. Ba da, ăla e. Parchez în garaj.
Aoleu, mă simt rău. Plec să mă răgibilam. Ce ai făcut, mă? În spate. Chiar te rog. Bă, dar nu mai am mers ăla al meu de... Așa un pic au... Aici. Veche că trebuie să... Bă, italiene. O, bebe, ia un loc că aici. Hai, bebe, ia un loc aici. Aici vreau să mă sui pe scaunul ăsta. Așa zi, italien. Au. Aici vreau să stau, au. Zi, italien. Mă, bebe. Nu știu cum pot să te ajut, mă. Așa, bebe, ultima chestie, tale, după vorbești tu, bebe, te aștept în taxi, îl conduci tu, că eu mă culc un pic, ok? Ok, bebe? Bine, mă, bine. Dar poți să stai aici, că stau aici cu italianul de vorbă. Stai aici, că stau cu italianul aici de vorbă. Ah, ok, bine. Vine, ia-și tu un loc aici, sau stai în picioare acolo. Da, să-mi dau pălăria jos. Dorme aici. Nu, bă, aici, că... Poate dacă facem un coniac ceva. Bună ziua. Ma, George, ocupă-te de băieți. Hai băieți, toată lumea să plece de aici. Nu mă, lasă și păi, dar să stea undeva mai separați așa. Da. Hai să ne împărțim în două locuri. Mai departe de mine, că tot vorbiți mult și mă doare capul. Dar în rest puteți să stați pe aici, da? Mă, bebe, aseară... Am citit o carte, mă, bebe, toată cartea aproape, 100 și ceva de pagini. Și am citit așa, nu, erau din astea de vrăji, de lucru, chestia. Și am citit așa, mă, bebe, dacă luai inima la un demon și o mâncai, treceai de toate pe cate. Știu cartea aia, dar e din asta de comică. E din alea faze animate. Da? Da, nu e bună. Aha. Mă, și ce mai... ce te doare, mă, bebe? Bă, mă arde ca cu foc stomacul, ca cu foc. Mihaiță, tu ce stai, mă, acolo în spate? Mihaiță! Stai, te dar... Bă, ce v-am zis eu, mă, să tăcesc, mă? Și care-i domnul ăsta cu piele pe el, a? E domnul pescar, pescar. Dar ce ați pățit, domnul pescar? Italiene, vezi că a venit domnul în fața porții și zice că-i de-al tău. Domnul, am vrut să mă asigur că vă faceți bine și vin și eu, domnul, aici. Da, bebe. Da, sigur că se poate. Ar trebui să o chemăm pe Lanțeta. Chiam-o aici, chiam-o aici să vorbesc cu ea. Hai că o chem, adus, o chem. Băi, să ai mai departe. Băi, strângem și noi 3000 de like-uri, băi, ce ziceți? Hai puțin mai departe, hai. Strângem 3000 de like-uri, facem 3 ore live. Bebe, voi să iei cineva la poartă. Poftim? Și zice că-i dat italianul. Nu e nici... E cineva la poartă. Și zice că-i dat italianul. Păi și ce treabă am eu, că aici suntem la casă la italianul. Da. Nu știm cine e. Tudor, păi salut. Nu știi cine e, zi să pleci. Marius, hai, am zis, dar stă la poartă, ce vrei să-i fac? E mare lag? Bă, la mine nu e lag, la voi e lag dacă e, nu știu. Alo, Lanțeto. Ia că o cheamă păi pe Lanțeta. Păi decizelaților, m-a lăsat acolo. Unde ești? Aha, nu pot să vin lumea asta. Mă, Ine. Bă, Lanțeto, te rog frumos, eu fă ceva cu bebe, prietenul meu. Te rog frumos. Ce mi-ai mai lăsat acolo? Ce trebuie să mănâncă? Domnul bebe, mănâncă ciocă. Aha, înțeles. Și dacă mănâncă din aia, trece? Ți-a dat pe scară rachiu, pericol, citește, aoleu. Mersi, mă, Lanțeto, să-ți rămân datoare. Hai, pa! Ai, ce bun e rachiu ăsta, da. Am o veste bună și una rea. Vrei să o știi, care vrei să o știi mai înainte? Paia bună. Paia rea!
Bă, v-a întrebat pe voi, mă. Care vorbiți? Bă, ce v-am zis eu să plecați de aici, mă? De asta nu pot să vă las să stați lângă mine, că sunteți bombale. Hai, ușchiala de aici, de lângă mine, prăștiera de aici, haideți. Că dacă vă las, nu aveți respect. Ia zi, mă, italiene, zi cu care vrei tu, începe cu care vrei tu. Aia rea este că... Uite-l pe ăsta, mic. Lanțeta este pe altă lume acum, este acolo la demoni și astea. Cum se numește muzica aia tristă? Nu știu. Mi-a spus la Zeta că ar trebui să mănânci ceva, gen un pește foarte rar, nu știu cum se numea, dar cred că domnul pescar, dacă eu dăm pe domnul la Zeta, se pricepe. Și să mănânci în fiecare zi o bucățică de pește din ăla, dar cu tot, cu inimă, cu... De toate ce are tot în el. Ca păscoică, cu rahat în el. Cu... Da, 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 da. Mamă, spui ce bune. Bă, e scârbos, mă. Bă, e scârbos, mă, dar așa îi trece... Cu foc, mă arde ca cu foc acum, stomacul, nu mai pot. Păi da, și cum mănâncă limba, creierul, cum? Tot peștele, n-auzi? Păi și bă, băieți, am zis să plecați de aici, plecați de aici, hai. Hai bă, lasă-ne și pe noi ca să stăm dacă... Hai bă, păi să stați, dar să tăceți. Păi da, tac, domnule. Mulțumesc de subscribe, Red Antonio. A, troll, baby. Mulțumesc. Robi, mulțumesc dacă, pentru donație. Băieți, ați dat și voi inimioare pe chat pentru donația lui Robert. Vă rog frumos, a lui Robi. Mulțumesc frumos, Robi. Mă, bebe, ia vină, olea, că vreau să vorbesc cu tine ceva. Joker, mersi de subscribe. Care e Joker, mă? Tu ești Joker. Unde ești? Aici, în față. Vino încoace. Hai că nu vreau ăsta să se ridice. Vino cu acea. Rămâniți aici, vă rog frumos. Să vină numai bebe. Și tu, Tibi. Bine. Te țin pe băieții aici. Ce mă, italiene? Mă, bebe. Peste câteva zile fac nunta, vrei să vii? Cu cine, mă? Mă, eu știu că la voi fată. Se poartă, dar sper că nu faci cu lanțeta nuntă. Nu, ce ai, mă? Nu, eu fac, nu-i țigac. Păi și nu faci și mie cunoștință cu ea? Acum? Acum, fă cunoștință, că ziua de mâine poate nu mai prind. Bine, hai să sun. Taci, mă. Vreau să-mi fac cunoștință cu soția lui, că sensoară. Sensor, băi, italiene! Da, mă. Bine, bă, vino să te îmbrățișez aici, bravo, ai, bine, bă. Dă-te-o leacă, dă-te-o leacă. Pericol, eu sunt ăla care m-ai omorât aseară, iartă-mă, cum adică te-am omorât? Eu nu mor pe nimeni, mă, băieți, pe cine s-au omorât? Sensoră italian, nu am auzit bine? Da, da, sensoară, cu... Oh, felicitări! Alo! Casă de rahat, ca să nu-și bage nimeni nasul în ea. Cu zon, salut! Unde ești? Mamă, cum o ia italian. La shopping? Am distribuit pe Facebook. Gigi Iulian, mulțumesc frumos, îi apreciez fiecare share pe care acolo. Îl dați unui prieten pe Facebook, pe Instagram, pe... Faceți un story, dați la voi pe Discord, dați pe un server de Discord, acolo e pericol, dați pe Facebook, pe WhatsApp, pe unde vreți, voi apreciez. Hai, foarte mult și vă că vreau frumos. Să te cunoască pe cineva foarte mult important. Înțeles? Hai, mâine vin să te iau de la aeroport, hai. Wow, pa, pa. Mâine? Mă, bebe, da, mâine, că e în Italia, m-a dus bă, în Italia acolo mix la master, părinții mei. Îmi dai un ban? Sau nu, cunosc că... și pe ea, știi? Băi, italiene, parcă mie mi-ai zis, nu? Băi, italiene. Da. Da. Cum o cheamă? Ce? Că nu am auzit. Cum o cheamă? Ce prete frumos ai, mulțumesc. Aha, și de unde e? Din Arad. E tot așa din neamul lui Lingurar ceva sau? Nu, am cunoscut, nu e neagră, ea. Da, vorbește italiană așa, vorbește și ea italiană? Da, da, vorbește și ea un pic italiană. Perfecto! Am, și când pot să o cunosc, mâine?
Mâine, mâine, că vine din Italia. Bă, dar eu dacă mor până mâine, mă, italiene, mă. Nu mor până mâine. Hai să... Bă, italiene. Hai. Hai să mergem acolo și pe cine pui naș la nuntă? Pe cine pui naș la nuntă? Pe tine, mă. Da, vrei să mă faci de râs? Da. Du-te, mă, bebe, vrei da, să fii nașul meu? Ține-o aminte. Andrei, vino puțin, Andrei, vino puțin. Dacă Andrei, pot să puțin. Fiu naș fără pereche, că gen nu sunt însurat, mă bag. Mă bag să fiu da, nașul. Da, da, poți, poți. Oricum, îți găsești și ți-o pereche. Dacă îl îmbrac pe Andrei în fată și îl punem pe el nașa. Da, da, da. Bă, Andrei! Andrei! Andrei, da? Dacă nașul sunt eu, vrei să fii tu nașa? Nu, nu, nu! Mă iei? Da, sigur că da. Mâliner, mâliner, poți zice? Bă, bebe, dar trebuie să mergem să... Știi un restaurant pe undeva, că trebuie să dăm la... Bă, italiene, dar se supără bebe. Ia, vorbesc eu, vorbesc eu italien. Vorbești tu? Știi un restaurant pe aici? Nu pot să pun întrebarea aia, că mi-e rușine. Așa cu multe mese, cu muncă, cu petrecere, știu unde, știu un club așa, mă, cu terasa. Aha. Mai nu rog, bebe. Aleță de gay. Băi, Tarene, dar pe mine mă pui... Nox, ai venit, mă? Aici, da. Uite, mă, pe Nox aici. Mă, Nox, dar ce ai făcut la gură? Ai mâncat turs? Ce bine, dar ea numai ești pe mine, băi, ce domnare? Așa mă fac eu pe la gură când mănânc chipsuri sau pufuleți. Ții ca da. Lumânarea. Și după aia dau cu bere, că sunt pufleții sărați. Vrei hai, să dăm un jaf am într-unainte să mor? Aoleu. Vrei? Hai să facem un cântec frumos pentru hai bebe mai jaf. Hai să dăm jaf aici, bebe. Italiene. Cum, acasă la mine vrei să dai jaf să-mi fur chestiile din casă, da-i mă? Da, bă, bombalăul, jaf acolo, la banca aia de acolo. Vino, bebe, să vezi, vino. Bă, hai să dăm un jaf la Pacific atunci. Care bancă să dăm jaf? La asta, da, bebe, la highway. La asta de jos? Am auzit la că highway. Sunt foarte mulți bani aici. Dar nu suntem da, ca mulți? Jos. Vreți să mă cad la pușcărie, să mor în pușcărie? Nu mor, bebe, hai, hai, hai la Pacific, hai la Pacific atunci. Haide, haide, haide. Hai la Pacific. Hai, bebe, te duc cu taxi. Hai, pregăti. Bă, ăștia, bă, băieți, să mă duc la jaf, mă, băieți. Hai, hai, iubiul meu, eu sunt nașa, înțelegi? Tu ești nașul, hai. Frică-mă de aici, mă. Nu, așa merg eu, că sunt puțin rup la stomac. Nu, nu, te duceai, erai, de exemplu, aici, după erai acolo unde era tonul. Băieți, face și noi 3000 de like-uri, băieți, ce ziceți? Avem mai multe mașini. Telene, noi merge cu taxiul. A, da? Hai, bebe! Mamă, italien! Mamă, dați-vă așa, că dărâm ăla! Dați-vă, bă! O veni de aia, cantierul! Mă, ce e aici? Uitați-vă cum iese ăla din garaj! Bă, bă, Andrei, dă-te jos, Andrei, dă-te jos! Ai sus, bebe! Dă-te jos, că ești băguit rău! Dă-te jos din mașină, bă! Gata! Tu știi cum faci! Acum e la fel? Da, dă-te jos, nu mai conduci, tu lasă-mă pe mine. Nu-mi vad așa. Au, au, au. Uite cum face. E la tine, că e la mine, nu... E la tine, da, bebe. Tu la mine tot așa, bă... Mă, bebe! Aaaaaa, o să mor! Uite ce-mi face Lanțeta, uite! Lanțeta! Bă, Lanțeta! Murim! Murim! Bebe, sunt cu tine mașină, mă omor! Bă, uitați-vă ce face Lanțeta cu mine, uitați ce face Lanțeta cu mine! Diavole, pleacă, piei, piei, diavole, piei! E Lanțeta, uaa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 a
Aoleu, uite cum face, bă, băieți, blesteme, mă! Ajutor, mor, bebe Moise! Ajutor, mor! Aaaa, nu pot să sar de la înălțimea asta, că mor! Aaaa, ăla trage după noi! Trebuie să scuip! Scuipă și tu, scuipă și tu! Pau, pau, pau! Nu așa cum fi... Scuipă! Pu, 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 pu! Aoleu! Murim! Mihăiță, murim! Aaaa!
deci nu moare omul, nu putem să scăpăm. Mor, mor eu, ori mor tu. Aoleo! Aaaa, am sărit din mașină, să știi, mă duc! Gata, v-am ajutat. Doamne! Băi, lanțeta e pântre noi, să știți. Unde e italianul? Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Mă, și faci în față că nu e adevărat? Băi, dar eu nu vedeam așa, BM carul. Uite acolo, uite mașina acolo. Fiu meu, mă duc să-l iau. Cu mine? Mamă, da. Frate, ce-a fost acolo, bă, băiatule, bă, să mă omoare și alta, nu? Aolo, trebuie să-mi iau rămas bun de la prietenii mei. Nu mai lua pe aia, că uite cum face. Ce? Ce faci? Care ești, domne, tu? Bâlbâitule. Bâlbâitule, las că vin eu la casă și mă iau în brațe cu toți. Au! Hai, mă, bebe, urcă-te. Eu mă duc cu italianul, Andrei. Ce? Mă duc cu italianul în mașină. Păi să vin și eu, că n-am cu cine să vin. Păi ia și tu, uite, seria 5, suiți-vă în mașină. A, da, dar nu mai e loc. Nu mai e loc. Hai, mai urcai și la mine pe se... Hai că uite, e loc. Haide înainte că vine italianul. Unde ai zis că mergem? La bancă? La Pacific, eu zice, nu? Mă, bebe, dar eu la nuntă nu te vreau așa. Trebuie să mă aștept, sunt Roise Moise. Nu? Mamă, stai că am eu. Mă bag dacă e nevoie, mă bag. Am un costum. Am fost astăzi și m-am îmbrăcat. Mamă, am încercat un costum. Mamă, blanau. Italene, dar pe cine pui fiind, mă? Nu știu, mă, mă gândesc. Păi nu pot să pună fin, pune naș. Și el îmi este fin mie. Păi da. Da. Zici că pe cine pui fin? Ușor. Ești frumos, Alex Vlad, mulțumesc și tu, e salut. Zim numele, numele meu este Cătălin, salut. Dacă te referi la al tău, e cea mai proastă replică pe care poți să o scrii în chat. Bebe vrea să te omoare lanțeta, păi știu că vrea să mă omoare, n-ai văzut ce a făcut cu mașina? Ușor, italiene, ușor că mă omor tu! Stai liniștit, bebe, că știu să nu sunt ca Andrei. El a câștigat. Băieți, ce că vor să dăm jaf, băieți. Dacă mor în timpul jafului. Pecu, ești frumos și deștept, te pup dulce. Ești dulce ca ciocolata, faci roleplay ca în filme. Bravo, o, Mihai Sorin, Reniuc. Băi, dar tu mereu îmi scrie așa frumos pe chat, Mihai Sorin, mulțumesc frumos, ești foarte de treabă. Ești unul dintre abonații mei preferați de aici, de pe chat, aș putea spune. Ești mereu așa dulce cu mine, vorbești frumos, malinț, așa. Aveți centurile, nu? Parcă atunci când dau la live și zic, bă, poate vine Mihai Sorin, mai bag o vorbă de aia frumoasă. Știi ce mișto ești? Vine Mihai Sorin și mai îmi spune ceva, mamă, mă încântă. Am înțeles. Au. Cred că n-am avut centura. Au. Au. Bebe, de ce nu spui centura? Dar nu știu sigur dacă am avut sau nu. N-ai avut. Că numai tu ai picat. Salut, salut. Pericol, Jack, ne arăți cum să instalăm GTA 5, îl cumperi de pe Steam sau de pe unde vrei tu. Băi, tale, am eu un costum din ăla frumos, caze speciale. Mamă, mamă. Mamă, cum a uitat ăla. Mamă, băieți. Se întâmplă jaf aici. Uitați-l pe al meu, băieți, uitați-l. Am armă. Nu am armă, unde stau? E taser. Le dau să... Poate fie. Domnul italian, unde stau, că n-am armă? Nu se vede, mă. Tu care... Cine n-aveți armă să stai acolo în spate, domnii. Măi, e n-aia, coate, e și haieță! Mergem și șerbe. Bebe! Nu dau bani niciun jaf, lasă-mă în pace. Cum mai punem ăsta? Ține minte când îl țineam aici, gen? Cine a vrut?
Du-te tu, du-te, du-te, du-te tu. Țineți minte când țineam ăsta aici? Eu sunt aici, băi, sus, 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 la etaj. Mă voi uita cine vine. Mă, dar ce-ai făcut Nox, mă? Dăm tot sau? Ce-am făcut? Ăla ești mortal la... Țineți minte când țineam ăsta, când țineam ăsta așa? Bă, uite-l cum faci. Bă, de ce te dai, mă? Așa ceva n-am făcut. Bă, tu nu zic că ești din ăla. Dacă nu se vede nimic aici, nemo. Mă, ajută. Că mă și speri. Așa e bine. Oho, o titureta. Mami, aici ce mai faci? Adelin, salut Adelin, mulțumesc de subscribe. Mă joc cu tureta. Bă, luați-vă poziție, nu stați aici lângă mine. Tu nu înțelegi, mă, hai, bună ziua, bă, bebe, ce facem? Mă, tu ce cauzi aici, mă? Așteptăm sau nu așteptăm? Du-te, că să știți ce altul. Băi, tu nu vă mai aglomerați aici, stați acolo, hai. Haideți. Că dacă nu te bat capul ăla, cum l-am bătut. Băi, tu ce faci, stai la pomană, ce faci? Du-te, plimbă-te, plimbă urțul. După mine, copilul. Care sunt ăștia doi mici? Nu știu, unii Mihăiță și unul noi. Unde e sus? Sus! Stai camionul. E sus, mă! Am băbit ce facem, așteptăm? Așteptăm, da? Ce-ți facem? Eu te știu! Ce dracu faceți, mă? N-avem mască. Păi dacă n-aveți mască, vă jucați pe prizele. Început un la server, what the fuck? Ia, avem 2800 de like-uri! Asta-i din Curcube, mă. Hai că... Zed, tu ești, mă? Care nu e bun și acolo? Mă, sus! Da, da! Bă, hai, mă, e sus! Italiene, dar n-avem o static! Avem, avem! Uite, avem, avem! Pune-te în genunchi acum! Du-te-n față, du-te-n față! Du-te-n față! Nimeni, nimic pericol! Bună ziua! Arr, tot, tot! La revedere! Matis, nu mai șterge, mă, Matis, mesajele, Matis! Cine de jos? Bă, Matix, bă, nu ești, nu știu ce-i cu tine. Bă, cu băiatul ăla trebuie să-i ștergi mesajul. Adică, înțeleg, poți să-i ștergi, dar nu ți-ai zice, îl blochezi 300 de minute, 300 de secunde, măi, Matix. Bă, Matix, bă. Ce te pui, mă, Andrei, aici, mă? Ce te pui aici? Mulțumesc frumos, Cătălin, mulțumesc de subscribe. Unde-i, mă, ăla, mă? Care o dat în mine? I-am adus ceva bun pentru stomac. Așa la mine. Hai că de aici din fața aia. Că s-au cu pubriu. Unde-i domnul Bebe? Unde-i domnul Bebe? Că i-am adus ceva bun pentru stomac. Domnul Bebe? Domnul? V-am adus ceva bun pentru stomac. E bun shotgun. A, cred că pușcă serverul sau ceva, că nu se mai ridică ăsta al meu. Bunicul meu a fost bolnav de o sudatie, tot de vrăjitoare, dar nu de aceeași. Și el a avut un lac, nu știu dacă va funcționa și la dumneavoastră. Bă, stai o static și nu-ți dai hainele jos? Uite, bă. Alex, salut! Vă pot da un noroc? Domnul Bebe? Da? Că am făcut ceva, dar nu știu ce să-i... M-a dus niște piele de șarpe, de pastile de paracetamol, ca să puteți să înghițiți mai ușor, și excremente de tigru albinos sub forma de gogoașă cu ciocolată. Bă, cap de calf. Aș cap! Te duci, bebe! Bă, că aceste... Lasă-mă să respir și eu puțin. Băi, nu mai veniți toți aici, ia gata, lăsați-l în pace să respire. Da, adevărat. Ia, stai aici, hai să stăm aici și explică-mi. Băi, nu mai veni! Kratos, salut! Stați acolo! Da, mă, țineți acolo! Băi, avem o static? Bă, ia zi, bebe! Avem o static? Da, avem, nu-i problemă! Ia zi, bebe, ce te supără? Bă, mă doar rău stomacul, băi, Mihăiță, cred că o să mor! Nu, mă, bebe, liniștește-te! Băi, bebe, tu chiar, dacă tu nu te mai gândești la asta și tu chiar nu crezi în vrăjituri și de-astea, bă, nu o să fie mai așa.
nu te mai arde. Eu sunt băguit, mă, sau ceva. Să dă ochii îți trece. Așa zicea și mie mama că mă durea capul. Stai, mă, bebe, liniștit. Nu te mai gândi la vrăjitoarele că te arde burta. Că dacă nu te gândești că nu te mai arde burta, nu te mai arde. Așa zici? Eu nu că așa zic, așa știu eu. Băi, ia pleacă, bă, de aici. Că te omor acum. Pleacă de aici. Pleacă! Mamă, se aude, bebe? Se aude un elicopter. Lasă să audă, bebe. Tu liniștește, nu te mai gândi la vrăjitoare și la arăzături pe burta. Gândește la ciocolată, la mâncare, la toate, la bucurile omului, practic. Tu copil arma asta? Tu ai voie să ții doar pistol. Păi da, dar și... Gândește-te, gândește-te la ceva pozitiv, la ceva bun, la... Nu mă te gândi numai la prostii. Hai să dăm jafă ăsta ca lumea și că senzoare italiană, hai să gândim frumos. Hai să mergem. Senzoare italiană, uhuuu. Heiță, dar văd că ai mușchi. Da, oho, mulți mușchi am. Mă duc să văd ce face Italia. Cine l-a omorât pe ăsta aici? Ia fi. Nu știu. Dar nu mai merge așa. Ia încearcă să mergi bine. Încearcă să mergi bine. Nu pot că mă stânge la stomac. Mă stânge rău la stomac. Au. Sănătate. Da, mă arde cu foc. Nu pot că așa o să zic că și eu că zic eu. Aole, n-am vrut să zic. Păcut? Așa, mângă-te pe burtică, mângă-te. Dacă fac ceva pe mine. Ești 30? Nu faci, mângă-te pe burtică ca să nu te mai doară, ca așa făceam și-o pe buceu. 20-30? Dar cum te lasă să pe spate? Da, dar aici suntem prea mulți, acolo sunt doi la cealaltă ieșire. Cine e Diodoi? Șpriți, cine e? 2-2-2-2-2. Păi vă facem varză, îți dați seama dacă intrați. Unde e ieșire? Ferește, nu vrem așa ceva. Păi atunci... Dar vreau să-l vezi! Cine ești, mă, tu? Hai, deschide! Băieți, nu trageți, băieți! Nu trageți! Aduceți unul în static, să-l vadă domnul. Nu polițist. E unde? Auzi pe la al nostru. E băgat în fund. În spate. Că mă duc eu să-l iau. Da, da. Ba, vă omorâm pe toți! Am înțeles. Te rog, tăi! Cred că nu mă mai știi, sigur că da. Colegi, ia uite ce polițiști avem aici, de modă nouă, în sfârșit. Domnule, ce faceți, dați jaf cu copii minori? Păi da, trebuie să învață și ei, nu? Mafios de mici. Ce ții copile în mână? Oameni, am înțeles mitraliera asta de înseci. E jucărie, jucărie. Uite pe mascatul ăsta negru cu lanț la gură, mai înțeleg, dar pe copilul ăla nu-i rupă spate. Ușile, dacă nu mă trage un cap. Mă ține în față, mă ține bine. Ia uitați. Cineva mai important aici, nu este? Cineva mai important? Da, este. Nu mă băgați pe mine, nu vă rupesc. Ai de capul meu. Ce mă zic? Aulu, a început să se tragă afară. Bebe. Da? Ți-am adus ceva, bunicul meu, să-ți explic, a mai fost el blestemat odată, tot cu dureri de burtă îngrozitoare, un fel de, cum să-ți explic, cactus în burtă care se dezvolta și am un pansament format din piele de șarpe și ca să poți să-l diger mai ușor, este sub forma unei pastile de paracetamol. Așa bebe, mai te doare burta? Bine, trebuie să ți-l dăm mai așa, să nu-l vadă ei, că e cam secret. Păi stați acolo voi. Vino aici după mine. Băi, protejați intrările să nu intre nimeni peste noi. Vino cu acești și de mine. Doar tu atâta să vii aici, restul afară de aici. Băi, ieși afară de aici. Da, da. Ieși afară de aici. Băi, ia gata, nu mai intrați aici. Cine mai intră moare. Băi, ia gata, ăla de să duci. Îmi dă pastilă, băi, îmi dă pastilă. Copilul cu calajul, da, m-a apucat râsul, frate. Bă, mi-a dat paracetamol. Uite aici o pastilă de paracetamol. Bă, pastile, bă. Nu știu dacă știi respectivul șarpe. Bă, este cobra regală, e cel mai veninos și are cea mai puternică piele. Și din câte am înțeles, să beau pastilele, băieți? Urină de delfin? Da. Păi dacă îl combinăm și cu excrement, stai puțin. Să beau pastilele, băieți? Ce, să beau pastilele sau să nu le beau? Se aude bine de la tine? O gogoașă care conține foarte multe excremente de tigru albinos, dacă știi despre ce e vorba.
Vezi că la bagă o travă lui Bebe Moise. Lu șef. Lu Bebe Moise, vă urez multe sănătate și să treci 100 de ani. No, Bebe, ăsta e gay, Bebe. Bebe, ăsta e roșu la obraj. Am luat pastila asta de la tine. Și aici e și Gogoș. Gogoșa conține, v-am zis, excremente de tigru albinos. Paulo. Am o să vă fie puțină greață. Da. O să vă fie puțină greață. Aoleu. Mamă, îmi vine înapoi, o simt cum vine înapoi. Domnule, trebuie să o țineți în dumneavoastră și vă vindecați, credeți-mă. Vă zic eu. Domnul Bebe, să vă dea Dumnezeu sănătate. Bebe, ca să știți. La ce anume? Să știți. Nu știu, m-a chemat. Hai, vină după mine. După jumătate de oră o să fiți bine, domnul Bebe. Domnul Bebe, v-a chemat italiană. Hai, toată lumea să stea acolo, doar Bebe. Aolo, vomită o travă. Da, italiene. Da, domnule. Aia din spate care ține mă. Vreau să zic ceva. Ia dacă... Ce prinde, ne bagă la casa de copii. Ce anume? Du-te, bă, lasă. Ce anume, italiene? Dacă nu reușim să să scăpăm de aici, vreau să zic că te-am vrut bine de bine. Băi, dar v-am zis să nu dăm jaf. Ca ultime cuvintele. Băi, italiene, fii atent aici. Da, până, ieși tu din, până ieși tu din pușcărie, Alina ta se babardește cu altcineva, înțelegi? Și eu o să mor în pușcărie. Știu. Nu o să murim. Astăzi nu o să murim în pușcărie. Astăzi am să scăpăm într-un mod. Bebe, fiți atenți. Planul o să fie așa, Bebe. E atent. A să ieșim toți prin ușa din față. Gata, Bebe, vino aici să te îmbrățișez. Bă, unde e ostaticul, mă? Domnule italiano. Ce te liniște dacă poți să scăpăm de aici? Să văd dacă Bebe se simte mai bine. Bă, unde e ostaticul, mă? Domnul Bebe, vă simțiți mai bine? Mă simt mai bine, da. Am luat! Așa. Hai împrăștirea, că prea nici n-am loc să mă mișc pe aici de voi, stați toți aici. Am luat poziții. Să nu mai văd pe unul că se mișcă. Am luat poziții, șeful. Taci, mă. Băieți. Spune de la mine în găzdan să iei o armă. Poți să iau? Nu poți să iau, ar fi frumos. Ia vezi, încearcă. Nu merge. Dar era mișto dacă puteam să iau de la tine. Bă. Era. Ce mișto era să poți scoate armă. Ia vezi, trebuie să se simtă mai bine. Mulțumesc frumos de subscribe, Hobin cu Viorel, salut! Băi, strângem și noi 3000 de like-uri, băi, suntem foarte aproape, avem 2900 de like-uri, dacă și tu apeși butonul de like, facem 3200. Ia încearcă tu așa, fii atent, apasă și tu butonul ăla să vezi cum facem 3200. Tot cu tine vorbesc, nu strâmba, cu tine vorbesc, uite-te în ochii mei și numai în ochii mei, nu strâmba la mine, nu strâmba, mică, îți dau un cap în gură, te spar, nu strâmba. Nu strâmbau că te spar, băi, da, mă, scuzați. Suntem pregăt, am dat jaf, putem să da, mă, scuzați. Vreau să discut. Iată, trebuie să ieșim prin ușa. Pe unde ieșim? Pe unde ieșim, italiene? Unul dintre voi, unde ne trebuie toții. Dar italiene... Unul să-și scoată tricol. Nu scot eu. Hai, scoate-l. Gata, l-am scos eu. Mm. Mâine sus. Face greutate. Să ieșim. Costaticul în față. Nu vreau să se tragă. Pune-te în genunchi acum. Genunchi. Dă-te jos, stă-te. Țineți armele pe ostatic. Ține armă, stai așa să urce Bebe în spate. Hai Bebe, urcă-te. Mamă, sper că se pia la dreapta, la dreapta, nu! Am beliciu acasă. Hai copilu! Bă, dar nu știu ce a făcut ăsta aici. Bă, tu nu vezi elicopterul, mă, italienii, ești chior? Asta e! Ce căcat să fii, mă! Bă, italienii erau... Dă-l încolo! Bă, dar ce se întâmplă? Bă, la cu am, bă!
Dar tu nu vedeai dubele, bebe? Le vedeam dubele, am văzut tot acolo, dar mergeți mai ușor că am o problemă ceva și nu mi-apare centură, nu mi-apare nimic. Aha. Cred că sunt puțin... Amețit. Da, da. Pericol, te rog, salută-mă. Bă, ne-au lăsat să plecăm, bă. Bă, banii. Ne-au lăsat să plecăm, bă, polițiștii, bă. Poftim? Nu, hai să ne ascundem, hai să ne ascundem undeva, hai să... Poliția, aveți pistoale. Trageți. Dacă trageți, o să deschide și ei focul. Dă-i tare înainte. Da, țineți bine, puneți-vă centurile. Mamă, să nu te lovești, italiene, că mor aici. Nu. Să nu te lovești, că mor. Nu mă lovesc. Dă-i tare înainte și din toată să faci stânga. Stânga aici, stânga, italiene. Lasă-l, mă. N-am frâne, mă. Ce, bă? Fii atent aici, când ăsta faci dreapta, în capă de tot. Mamă. Fă dreapta, nu stânga, dreapta înainte. Dreapta și faci pe la magazin, pe acolo. Aha. Hai că cred că am scăpat. Dacă văd ce de tetier. Hai să ne ascundem pe aici, fă stânga aici unde să ne ascundem. Știu eu unde, un garaj. Bagă Uite-l. Hai. Liniște, sună poliția. Hai să ne ascundem aici, înăuntru, în casa asta. Stai. Hai, veniți pe aici. Jos. Pepe, jos. Stai jos. Nu putem să sărim. Pirocul. Ne-a văzut, fugiți. Care ce-a pe casă? Hai, bebe. O luai în casă, hai să ne ascundem în casă aici, ambelito. Păi băieți, e poliția după noi, nu, deci noi nu scăpăm, ne arestați. O luai, eu nici nu pot să alerg. Mamă, aici asta e casa unde am copilărit eu. Păi, și s-a făcut în efedrină, aici poți face efedrină. Mamă, poliția. Mamă, am belit-o. Uitați mascați afară, băieți. Păi, Italiano. Ăsta meu nu se ridică în picioare, bă. Ăsta meu nu se ridică, sunt băguit complet, frate. O să mor. Nu e nimic. Liber aici. Mâinile sus. Mâinile sus, am zis. Din contul poliția rămâne mâinile sus. Eu nu pot să mă ridic, sunt băguit. Bă, m-a prins pe mine, bă, frate, bă. Mâinile sus, de fapt plecați că o să explodeze. Fugiți că explodează. Eu nu pot să mă ridic. Ieșiți afară, nu știu cine a tras în așa ceva, dar ieșiți afară că explodează. Bă, sunt băgui complet, frate, nu merg să mă ridic. Haideți, domnul, m-auziți sau? Stai să le iau eu, domnul, că el nu poate, bă-te. Ajută-mă! Domn, bebe, ridică-te că nu știu de ce nu merg. Nu pot. Sunt blocat, frate, nu pot să fac nimic, nu știu ce naiba m-am băguit în halul ăsta. Bebe, nu pot să-i las. Nope. Uite mă, când dau mă pune înapoi, nu știu ce naiba, nu pot să dau aici animația. Ce grea e viața. Domnilor, coleg, uite.
Da, e ieșiți afară, ieșiți afară. Stați așa, domnule, că nu poate, are probleme. Hai că dăm reloc repede. Probleme cu ce? Cu curul ce? Hai chelul. Cu curul, are probleme cu curul, bă, băieți. Stai aici. Restart Steam. Să dăm restart la Steam. Vă dați seama că o să ajung la pușcărie, nu? Băieții s-au distrat, au dat jaf și eu ca la pușcărie. Eu înainte să mor ca la pușcărie. Intru înapoi acum, băieți. Am ieșit că sunt băguit, frate. Nu știu de la ce. Cred că de la... M-a aruncat până aer. Nu știu de la ce. Hai, cheluțu. Mată, cheluțu. Am înțeles. Frumos. Mă joc. Mai intăm o dată, băieți. Cred că data asta m-a băgat. Înoată, cheluțu, înoată. Să văd dacă am eu probleme cu internetul când pică serverul așa sau pică serverul. Să mă cert iar cu cei de la Digi. Mulțumesc că m-ai salutat. Te salut, Eric, salut. Dar de ce trebuie să mor? Pentru că am fost otrăvit. Dar vezi că trebuie cumva să faci până pe 10 mai ce? Uite unde mă dă fiat din ce m-am băguit să... Sau mă dă acolo la mine, ia să vede. A, nu. Uite unde mă dă, mă duce aici. Uitați-vă unde mă dă. Păi, n-o să... Bă, coaie, m-a dat polițist, coaie. Vă vine să credeți că m-a dat polițist, coaie? Uitați-vă și voi, frate. Zici că am schimbat. Am zis că am schimbat rolurile. Acum eu sunt polițistul. Și Bebe Moise e înăuntru. Gata, a murit Bebe Moise. El este noul polițist. Bună ziua, domnilor, aici poliția română. Ce s-a întâmplat? Păi eu m-am îmbrăcat în polițist! Bă, nu cred, bă, m-am îmbrăcat în polițist, bă! Mă duc acolo la patrulă, dați-vă la o parte, mă duc la ei acolo. Bă, cum o să fie? Poliția la o parte! Bă, cum, bă, să se întâmple? Genieș, Bebe Moise, mare mafiot, bum, leșin și dintr-o dată ești polițist. Bă, mă duc acolo, bă, mamă, dar am ceva de mers. Până ajung eu acolo, cred că îi arestează pe toți. Bă, sunt îmbrăcat în polițist, bă, vin să mă ajut. Gata, vin să te scot, o să mă dau ceva gen de acolo și vin să te scot. Gata, stai așa. Dacă așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat, ce să fac? Cum naiba să mă dea polițist după reloc, mă, frate, mă? Îți dai seama că m-a dat, pe mine normal, m-a dat în corpul altuia, gen, știi? M-a dat în corpul altuia, nu neapărat în corpul altuia, în skin-ul altuia, Ștefan Game Ro, mersi. Mașina asta nu se aude. Apăs pe F6 să scoată ăstea, nu merge. Ceva se întâmplă cu serverul, băieți, nu cu internetul meu, ceva se întâmplă cu serverul. Cred că iarăși v-a dat serverul. Cred că iarăși sunt dușmănuși din ăștia. Cum... Devine One Tap cel mai șmecher server, cum îl flodează papagalii? Bine, devine cel mai șmecher, că a fost întotdeauna și este, dar cum... Că na, tot timpul au stat numai pe flood, numai pe nebunii din asta. Trag în dăbuleni. Bă, dar mașina asta nu trebuie să aibă și ea sonorie electrică sau ce? Este ziua fratelui meu, pot să-l salut, e mare fan, Roxy Badea, spune cum se numește și-l salut. Spune numele lui aici, trebuia să-mi spui și numele și-l salutam. Dar îl salut pe fratele lui Roxy Badea, îl salut și la mulți ani. Matrix Bay, pot spune lui Pericol dacă se mai joacă Car Parking, că nu-mi răspunde Denis. Bă, eu nu mă mai joc gen, dar o să mai postez video, o să mai postez video. Comentez meciul în seara asta? Nu, n-aș putea să comentez meciul, că... Vrei să iau pâinea de la gură comentatorilor? Lasă pe cei care știu să o facă, eu nu mă bag în chestii din astea. Eu fac ce știu eu și atât. Gen nimic.
179 la Banap, 179, bă. Dacă mă prind ăștia că sunt polițist. Nenea, nenea, ajutor, nenea. Polițist, ajută! Bună ziua, colegii, am venit să să-i luăm pe am venit să-i luăm pe domnii la păi, secție. Păi, băgați o dată. Da, da, da. Hai colegul că te ajut eu de deschid eu ce au pe mașină. Aoleu. Îi băgăm aici în instrugentul ăsta? Nu mă pun în teata. Și eu tot la fel. Aoleu. Suntem atacați. Haide. Mort. Aveți grijă, colegii, să nu vă răniți. Gata, gata, gata. Uși. Adă, poliții. Gata, bă, ce ușe i-am dat lui Nașa. Bă, ce ușe i-am dat în cap. Bă, dar lasă-mă. Bă, am scupat. Bă, m-am îmbrăcat în polițist. Bă, eu sunt Bebe Moise. Da. Tu ești, mă, Bebe. M-am îmbrăcat în polițist să vin să vă salve. Aoleu, simt că mor mar de la stomac de mor. Dar n-ai pe de-asta. Bă, cât bulan, mă, cât bulan să ai, mă, să te dea în polițism, mă, după jafă, mă, cât bulan să ai și toată lumea să fie arăt. Da, e electrică mașina asta. Da, 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 electrică. Hai să mergem undeva să scăpăm de mașină, să vă dau jos și nu știu cum facem cu cătușele. Uite că sunt niște chei aici în față. Dar e electrică mașina asta, dar nu s-aude. Da, mă. Ia oprește-te, bebe. Geale, 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 poi porti. Bă, cum se aude mașina asta electrică, bă. Bă, bebe, cum îți pot mulțumi? Da, chiar că, bebe. Să no, puneți, dar nu se aude nimic. Să puneți câte o lumânare la mormântul meu când o să mor. Vemuri, bebe! Eu pun două, bă. Cinci, dau toți banii pe lumânare pe care o să fie și ți le pun ții. Vreau să găsesc pe aici un hambar. Hai, te lavați, ne-ai adus un bebe. O, șansu, bebe, au! Îți sună telefonul italiene. Nu o să ne vadă nimeni. Be, da, da, că mașina care GPS. Păi, de-asta o lăsăm aici și plecăm. Ai niște haine bă, pe aici. Bă, uitați-mi pe bebe, voi sunt polițiți, bă! Stai să iau cheile. Mă, avem nevoie de mașina ta, înțeles? Dați-vă așa. Stai să iau, dă-te așa să iau cheile, dă-te așa să iau cheile, că sunt aici în față, ai zis, nu? Da, da. Hai să bag eu mâinile pe aia. Uau, uite, uite-le aici, uite-le aici. Cu spatele să scoc cătușele, andai. Pantalon. Cum mă să mă schimb în polițist, bă, n-ai bă, cum, bebe, bă. Cum să te mulțumesc eu pe tine, mă, bebe? Mai bun polițist, mafiot! Bă, întoarce cu spatele să scoc cătușele, mă. Ți-ar de pupație, să-i ce pupată îți dau eu. Bebe? Da? Bebe, că e timpul. Ăsta-i Mercedes nostru? Da, 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 hai sus! A, păi dacă conduci tu... Ba nu, ia-l în brațe, ia-l în brațe cineva, pa, ceva. Vine unul aici la mine. Le-au eu, le-au eu, le-au eu. Mulțumesc. Hai tu, bebe. Băi, să mă duc, trebuie să mergi la mine, la casă. Am un apartament undeva, cumpărat nu aici. Dar nu mai știu unde mi-au cumpărat. Unde e, în oraș? Gata, știu unde, știu unde e. Uită-te cam pe unde era. Acolo? Mă, acolo, și da. Mașina mea. Domn, pui mea. Dacă vreau să mă schimb de hainele astea. Ia, ia, oprește, oprește, oprește aici, oprește aici. Adu, adu apă, adu-o lângă apă, adu-o lângă apă. Stai că arunc eu hainele în apă. Stai să zicem, mă dezbrac eu și arunc hainele în apă, stați așa.
Păi uite ce păream în cap, bă, uite! Uite ce păream în cap, bă! Ți-ai pus perucă din aia? Ți-ai pus perucă? Da, da, să nu mă cunoască că sunt chel. Ești mai frumos cu păr, mă crezi? Da, chiar că. Îți place ea, Cioaca? Da, îmi place Cioaca. Bă, hai acolo, să iau și eu ceva haine pe mine. Bă, poliția, poliția aia era sub acoperire. Serios? Da, poliția, da. Mamă, ușor, da, da. Poliția, ușor, nu ne-a luat. Ne-a luat? Mergi ușor, mergi ușor, mergi ușor, mergi ușor. Avem permis, avem de toate. Da, prea ne vede. Da, ce pe dreapta. Am belit-o, băiți. Poliție și eu sunt dezbrăcat în Cioaca goală. Aoleu. Oh! Mamă, iar l-a și văzut. Oho, fix pe cine căutam. Ce faceți, domnule? Domnule, tocmai ce am venit dintr-o excursie. Bine, domnule. Este să mă mai bine. Gata. Domnule, am permis să am de toate, tocmai ce am venit. Ai de capul meu ce am râs la asta, nu mai fă mă sufoc, băieți, tocmai ce am venit dintr-o excursie. Zici nichiloțarul ăsta. Ai de capul meu, băieți, am belit-o. Dacă știi cum i-ai spus asta? Domnule, da, am venit de... Nichiloțarul ăsta, colegii. L-am pe ăsta ca o static. L-am pe ăsta ca o static. Pe cine? L-am pe ăsta pe o static. Dacă nu... Aoleu. Ce-a țin armele pe noi, n-avem ce să facem, stă nemișcați aici. Dar cred că pușcă serverul, nu știu de ce am impresia că pușcă serverul. Sau nu-l aud eu, nu știu care-i faza. La colivaș cu voi. Băi, mă ustură în gât, frate, mă ustură în gât cât m-am chinuit să mă... Mă auzi? Da, da. Bă, cine vorbește? Nu știu. Nu știu. Păi, da, bun, lasă-mă cu băiatul ăla. Ăla are cer cu mine, că de ce dacă sunt nu în chiloți? Dacă nu-i lăsați, eu omor. Îl omor, lăsați-l. Domnul, vă rog frumos să nu omorâți pe dânsul, pe colegul nostru. Îl omor. Îl omor, lăsați-le niște colegi la alocație. Să nu-l omoriți pe colegul dumneavoastră. Doriți să muriți? Trage, a? Bebe. Îl omor, lăsați-le. Supra mea. Fii atent. Când zic un, la trei, plecăm bine? Dacă v-ați mișcat, v-am omorât, să fie clar. Bă, nu, bă, aia e armă de plastic. Colegul Matei, pune-le cătuși la toți ăștia de aici, hai. Hai, colegul Matei, hai. Bă, nu, bă, aia e de plastic, în mare. Mamă, dar nu cred că am atâtea cătuși. Ce faci? Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. A- Mamă, se trece. A. A. Domnul Chiloți, mă auziți? Da, domnul, sigur că vă auzi, îmi cer scuze. Cu mine. L-am luat să închiri și fugea. Haideți cu mine. Haideți, domnul, înapoi, vă rog frumos. Dar ce-s... domne, în Chiloți? Hai, colegul Matei, dă-i... pune-i niște cătușite, te rog frumos. Bă, ăștia au fugit toți, mă! Ceilalți, cred că ea la Dumnezeu, colegă, că în 200 câți erau, a rămas unul. Domnul, vă rog frumos! M-am dat mai în față să nu mă împingă în... Aolo. Domnul, haideți repede cu mine, veniți cu mine, veniți cu mine. Aolo. Intrați repede aici. Intrați aici. Te-au lăsat amanet, bă, au fugit, bă, și m-au lăsat, bă, v-am zis că eu mor în pușcărie, deci dacă pe mine mă arestează ăștia, mă bag la bulău, eu mor în pușcărie. Că eu nu mai am multe zile. Domnul polițist, aveți vreun rănit, vă ajut? Vezi acolo, în spate. M-a băgat în mașină, bă, băiatule, bă. Thank you.
Doamne. Sunt din mașină cu mâinile sus, am spus. Mă bate joc de mine. Ce sunt băiatul ăla micu, bă! Mamă, colegul, tu vezi pe ăsta, îi zic să se dea pe mașina, îi trag în roata și-l tonă să dea. Colegul, hai că l-am băiat cu mașina. Vă bate joc de mine! Pe plajă, că mai sunt câțiva. Radu, pe plajă, ok. Da, adu mașina la plajă. Doamne, frate, bă, deci trage pe dreapta. Eu când fac roleplay cu ăștia și văd, frate, cum sunt ăștia copiii, frate, n-au nicio treabă, frate. Deci nu că nu-i vorba de roleplay, n-au nicio treabă cu care îi trag, mă, mine. Aolo, domnul. Rămân pe burtă, că cine e ăla în roșu, frate, de atacă pe ăștia dintr-o mafie, ceva? Lasă-mă capul jos, uită-l pe ăsta, lasă-mă capul jos, bă! Uitați râma de colonie, băieți, râma de colonie! Brrrrmb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 m
Eu, vă imaginați acum că eu mă rostogolesc, știi? Deci că sunt din Worms. Pericol, râma de colonie. Există un animal în pădurea domnul, feroce. Domnul, se trage rău, domnul. Haideți în coace. Au, 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 au! Mamă, cum a trecut glonțul ăla pe la capul meu, ești nebun? Ca să vă deschid ușa. Poftiți aici. Stai să-i aducem și pe ceilalți. Eu mor de râs. Aoleu, cred că ești pe polițistul ăsta. Tine, da? Nu-l pun. Îl pun eu, îl pui și tu. Hai că l-am prins pe unul, hai să le eliberăm zona că mai repede că e nasol, vin tot în continuu, bagabondi. Băi, vezi, uite-te pe stradă că tot au mai murit niște colegi ai noștri, am murit și un medic. E ca așa trebuie. Domne, lași odată pe ăla. Aole, apasă mine. Pe care trage, mă, frate, mă? Și pe ăla. Mă, dar mai veniți cu mașinile, frate. Asta ar trebui să fie banat ăștia, frate, să le dea cineva bana ăștia, frate. Îmi pucam cătușele. Uite, știu, vin cu mașinile care tarzi, frate. Uite, și italianul trage în aia, frate. Bă! Au, nu trebuia să le împuște. Bun. Mă, frate, cât sunt aici. Eu sunt băgat în asta. 3300 de like-uri. Și bă, unică, tata, ai băgat minge aici, tata. Cum merge, l-ai văzut cum se duce, alunecă. Mamă. Stai 2 minute, bebe, de alții. Oh, ajutor! Centura, domnule, centura. Centura, domnul polițist. Domnul polițist, ce faceți? Testezi taser-ul acolo? Cred că mai vine înapoi. Trebuie să zici ce-l sperii pe polițistul ăsta. Bă! Unde sunt? Ce faci, mă, aici? Pepe! Ce faci, mă, să testezi taser-ul aici? Să-mi dai și mie cătușele jos, vă rog frumos. Am căzut dintr-o mașină. Domnul polițist. Nu seara, sunteți bine? Nu seara,
și mie când ușile și acolo frumos. L-au legat unii, domne, că vor aia uțelași. Au venit polițistul înapoi. Cu sârmă. Domnul, m-ați împins din mașină, domnul polițist. Uzați-mă. Haideți înăuntru înapoi. Domnul, mă lasă. Colegul, bă, e un frate care se uită. Drumul, că vin mai nebuni pe drumul ăsta. Domnul, m-ați împins din mașină, domnul polițist. Libera zona acum, hai. Hai, mișcă mai repede. Hai! 11-9-4-4, să vezi ce bătaie dau la 11-9-4-4. Hai colega, sus. Pericol, ești bad boy, ești tu așa de fel? Da, pot să-mi pun centura? Nu pot să-mi pun centura. Ori sunt eu băguit, ori nu pot, frate. Să vezi ce pulanu îți dau eu ție. Domnul polițist, m-ați arestat doar pe mine, eu n-am făcut nimic. Doamne, nu știu, erați acolo până cu băiatul. Se bune, doamna polițistă, aș vrea la o cursă. S-a dat jos când a auzit. S-a dat jos când a auzit. Și că stai să vezi ce-ți dau, ce bătaie îți dau. Se bune, doamna polițistă, ce curare. Colega, urcă. Aolo, nu-mi pușcă. Așa, bravo, măi. Vedeți, domnilor, dacă vă puneți cu poliția română, ce să vă fac? Ai de capul meu. Că ce pune-i doamna poliție? Stai că mă dau jos la el, ce ai zis? Domnul polițist, să știți că eu n-am făcut nimic. Eu am fost doar o victimă. Discutăm, vreau să aflu cine erau toți. Vreau să aflu cine erau toți. Poate dumneavoastră mă puteți ajuta cu asta. Nu știu, domnule, am văzut că erau foarte mulți oameni. Am văzut pe unul îmbrăcat în roșu, o mașină cu jante din astea spițate așa roșii, care au omorât 3-4 polițiști. Deci, eu am plecat de la bancă și am luat o mașină pe care scrie italianul și v-am urmărit până în Sandy acolo. De acolo, nu știu ce s-a mai întâmplat, a ieșit o grămadă de haos, o grămadă de haos. Am vrut să-mi spune și mie cu cine v-ați înhăitat dumneavoastră. Da, stați un pic, ajungem imediat. Mamă, mă bagă la secție, băieți. Ajungem imediat la destinație. Dacă îi zic că sunt blestemat și cu ăstea, mă crede oare, băieți? Dacă îi zic gen sunt blestemat, am probleme grave. La ce s-a întâmplat acolo, câte arme de calibru mare și oameni am văzut, e nevoie de multe explicații. Aoleu. Ticule, hai România, salut. La cât, la ce ori începe meciul, băieți? La ce ori începe meciul? La ce ori începe meciul? Dacă... dacă a început meciul, să-mi dați și mie din astea. Bă, aici e sediul lor, mă, gen? Bă, aici e sediul poliției? La FBI sau ce sunt ăștia? Bine azi. Unde e la sediul BCC-ul? Bă, dar așa se aude cu lac sau la sediul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate. Mamă, am căzut direct unde era mai rău, băiți. Au. Da, să vă deschid așa. Ce? I-a dat una la polo. Mihai Cristi, salut! Băieți, avem 3000 de like-uri, băieți. Asta înseamnă că mai avem o oră de live, băieți. O oră de live pentru voi, blan. V-am spus că la 21.45, oh, mai am timp, mai am timp să mă uit și eu, nu? Mai am oră, exact atunci oprim și noi live-ul, cred. Când ai, sau după vreo 5 minute după ce începe meciul. Băi, au venit aia, bă, nu sunt polițiști. Așa, haideți ușor să nu vă loviți la căpșor. Ia-te, colega, un pic, așa. Haideți înăuntru. Domnul, dar nu puteți să-mi dați și mie o pereche de pantaloni de la poliție de aici ca să nu stau îmbrăcat așa? Ba da, fiți atent. Mergem mai întâi să ne... Îmi dă și mie o pereche de pantaloni. Ce
să vă schimbăm. Mai avem eu niște căinuțe sus, o să vădăm cătușele jos. Aș, haideți încă. Fără pericol. Dar cum ați rămas fără texte? Păi, m-au răpit acei oameni cu mașina. Eu eram la prășita pe câmp. Ce era să zic și eu? Erați ostaticul? Da, cred că m-au luat ca ostatic, nu știu că nu mi-au spus prea multe, m-au lovit cu arma. Uitați ce... aici la perete să vă scot cătușele. Uitați ce față am, bă, băiatule. Uitați ce față are bebe Moisa, nu pot ăla, eu mă uit încolo, îi se uită încolo. Joacă fotbal, bebe. Dă-te colegul în pis, să nu fac vreo greșeală. Da, colegul meu e la tablou, ăsta cu al treilea capitan. Uitați aici pe dreapta, este vestiarul. Probabil găsiți pe acolo niște hăinuțe. Făcum. O să vă așteptăm aici. Colegul m-a dus să-mi aș... și o... Lăsați-l să se schimbe singur. Ah, ok. Domnul capitan. Ne ocupăm noi dacă mai vin alți, ne doriți? Nu cred că mai ne urmărește nimeni. Suntem noi aici, da? Da, am văzut că ne urmăreau niște mașini. Am luat o pereche de pantaloni de acolo, de la cineva. Da. Te scăpa că mai era un maio. Atâta? Da. Că mai era... Colegul îi dai o maiu după mine că mă simt așa. O cămașă dacă e. Du-te și... Am eu cămașă înăuntru, am eu înăuntru. Mă bag în polițist, bă. Mă duc să-mi iau niște... Am 7-8 tipuri. Mă bag în polițist. Ia stai mă așa că mă îmbrac. Nu mă, nu mă. Cum ar fi să mă îmbrac tot în polițist? Da mă, ia să vedem că ei m-au lăsat în vestiar. Colegul, ai terminat? Bună ziua, colegii! Salut! Dânsul este înăuntru, vă așteaptă! Vă așteaptă, să se schimbe! Eu încerc să fug, băieți! Mă, dacă mi iese asta, băieți! Dar nu cred că trebuie să plec de aici, trebuie să rămân prin interior, gen! Trebuie să pun o cartelă, că am un card aici, poc, și mă apac aici, înăuntru. Bă, unde a fugit eu? Ce ai făcut? Băi, mă omoară pe mine, mă, Doamne ferește, frate. Aoleu! Bă, de ce mă trebuiau să vină, mă? Bă, de ce, bă, să mă omoare, bă? Și mă obrăiesc într-o cameră aici, din care are nimeni acces în camera asta, presimt. M-a omorât ai mei, bă, m-a omorât ai mei, mă, Tibi și cu... Cu armele, mă, că le iau eu. Oh. Bebe. Bă, luați armele, bă! Bă, Andrei! Sunt aici, bă! Bebe, mai trăiești. Dă-i, bă, mai repede, e nebun la cap. Hai, mă. Dar puteam să ies singur. Vezi că sunt aici, bă. Asta. Eu nu văd nimic, eu nu se întâmplă nimic. Hei, ce-i tată de faci scandal? Ce un băiatul de tate, mă, codice mea? Codița mea micuță. Hei! A, să trage! Bebe! Ajută! Bebe, păi trist! Gură la gură, dă-și ea! N-am știu că... Fă-i tu, Andrei! N-am știu că blestemul lui Lanțeta o să facă să mă omoare chiar oamenii mei, bă, băiți. Fă-i tu, Andrei, asta că nu știu... Asta a fost blestemul lui Lanțeta, oare? Thank you.
ăsta să fie blestemul lui Lanțeta? Să fie omorât chiar de oamenii mei? Asta să fie blestemul lui Lanțeta, să fie omorât de oamenii mei, băiți? Trebuie să râs sau să plâng? Nu știu, e și de râs, e și de plâns. Care reușit să-i omoare pe tot. Dar eu puteam să ies, mă, de aici, mă, că mă descurceam eu. Pe ce afară? Și cheamă medicul, repede. Cât timp îmi iau respawn dacă nu mă văd? Mamă, încă se mai trage. Mamă, 10 secunde, îmi dă respawn. Te îngură Tibi, l-ați văzut pe Tibi că el m-a împușcat, Tibi și cu HD erau pe mine. Iau cruis pe mine să mă omoare. Manu și Bia, pericol de ce să nu mă bagi în seamă. Bă, oricum nu cred că era nevoie să vin aici băieții, da? Băieți, mai am 63 de secunde până te poți respawna. Păi eu stau aici până vine medicul, băieți. Eu stau aici până vine medicul, eu nu vreau să mor. Poate mă ajută medicul. Hai, Radule, de ne ajută pe toți și ne adu la viață. Noc, și tu ai fost aici. Hai, Radule, domnul doctor. Stai doctor, mă? Hai. Bebe. Cine Bebe, mai ești? Bebe, ești cu mine? Stai doctor, mă, stai și... Păi, ce-ți pute gura, Alexei? Băieți, cred că mă duc, băieți, cred că mor. Cred că mor, băieți. Ce faci, mă? A, nu, nu mă duc. Deja aici ăștia sunt unul pe lângă altul sau împrieteniți sau... Bebe, poți să lași live-ul să-l văd și eu, că n-am putut să-l văd. Da, o să fie live-ul tot timpul rămâne. Mamă, stai să-l iau. Ia-l! Mamă, ce-a fost aici, bă, băieți, bă. Uite. O să te duci undeva unde este pace și nu mai atâta scandal, nu? Bine, mă, bine, mă. Da. Hai repede la spital.
ceva. Mă, bă, du-te, cheamă un medic. Bine. Bebe Moise, spune-ți, băi, Bebe Moise. Băi, Bebe Moise, băi. Eu sper să nu moară, spune Madalina 13. Dar sigur că nu, Bebe. Băieți, mai pușem și noi 100 de like-uri acolo, facem 3600 de like-uri? Sau trebuie să iau iarăși camera aia de acolo și să dau cu capunea ca să facem? Spuneți. Trebuie să vă dau câte un cap în gură prin webcam. Fii atent, luați toți telefonul în momentul ăsta, cei care vă uitați de pe telefon. Luați telefonul și puneți-l așa aproape de față aici, da? Hai. Toți puneți telefonul acolo, hai. Băi, frere, ți-am zis că spar dinții dacă... Bă, cu tine vorbesc, ți-am zis că spar dinții dacă... Bă, spar capul ăla, puțin... Pune telefonul aproape, nu? Bă, pune telefonul acolo. Hai, hai, pune telefonul aproape așa. Bă, ți-am zis, mă, că spă... Bă, apasă butonul de like. Apasă butonul de like. Niciun medic, nimeni nu vrea să mă salveze. Rezistă. Fii cu mine. Domnișoare, ești medic? Ești medic? Aole, ce s-a întâmplat? Asta e Larisa, a venit Larisa, bă. Pus medic! Domnii polițiști, vă moare colegul! Aoleu! Ajutați-l! Aoleu, mi s-a făcut cucui! Ajutați-l, domnul medic, ajutați-l! A venit Larisa, bă, băieți, a venit Larisa! Medic! Unde? Medic! Larisa! Aici, medic! Colegul dumneavoastră e la pământ, ajutați-l! Aoleu. Medic. Medic aici. Ajută-l. Sunteți ok? Sunteți ok? Ajută-l. Ok. Ajută-l. Acum. Bă, a venit doctor, bă, băieți, a venit. Mamă, 3700 de like-uri. Bă, eu am aflat secretul, frate. Când vă dau un cap în gură, când apăsați butonul de like? Când vă dau un cap în gură, cum apăsați butonul de like? Deci dați de veste, dați de veste asta, fiți atenți. Dacă vrea cineva să facă like pe YouTube, bă, îmi trebuie să facă chestia asta. Dați de veste să știe toată lumea. Deci dacă zice cineva vreodată, bă, băieți, cum fac și eu să apăsați și voi butonul de like? Îi spuneți, trebuie să dai cu capul în cameră, da? Trebuie să te ridici așa. Bum! Eliberați zona. Eliberați zona. Eliberați. Eliberați zona. Dați-vă mai la o parte să aibă aer. Bebe Moise. Să fie acesta oare sfârșitul lui Bebe Moise? Oare Bebe Moise a ajuns la sfârșitul vieții? Oare mai există șansă pentru Bebe Moise să trăiască? Nu. Oare mai există? Încerc. Speranță. Încerc. Domn medic, nu cred că mai are puls. Încerc să fac. Încerc. Încerc. Să se concentreze, liniște. Încerc. Încerc. Domnule Bebe Moise. Nu de știți cum îl cheamă. Am fost prieten cu el. Ăsta-i Bebe. Liniște. Da. Okay. Îl cunosc pe față. Bebe, tu ești. L-am cunoscut personal. Ok. Doamne, stai. Aoleu. Lăsați-l puțin să respire. Lăsați-l. Duceți-vă, eliberați zona, eliberați zona ca să aibă aer. Eliberați zona, lăsați-l să respire. Eliberați zona. Mamă, ce țipă ăștia, bă. Dă-te mă de aici. Duceți-vă după să respire, vă rog frumos. Duceți-vă mai departe. Domnul, mișcați de aici. Lăsați-l, lăsați-l. Nu puteți să-l ajutați. Dă-te de aici, domnul. Poate să moară. Trage să moară. Poate foarte mișto supraviețuiască. Vă rugăm să vorbiți mai încet. Au, și domnule, dă-te mine. Jos de pe pieptul meu. Hai să-i verific pulsul. Domnul polițist. Gata! Am reușit! Aolo! Bebe! Bravo, Bebe! Așa e că te-am ajutat. Da. Domnule Bebe. Da, colegul. Liniște. Polițismul. Liniște. Domnule Bebe, îmi pare Bebe, bine. Am auzit că
Mai înainte ce urmări poliția. Care bebe, mă, că stai în poliția, ai văd. E bine. Acum... E gravă situația. Ieșa... Acum ieșiți, vă rog frumos, toată lumea. Elibera zona, vă rog, e frumos. Elibera toată lumea zona, ieșiți din spital. Apă, mă, mișcă. Hai, hai, hai. Băi, dați-vă la o parte. Dacă poți să fur motorul ăsta. Este, va supraviețui. Bebe Moise când era tânăr, Chichician. Ia uitați-l, Bebe Moise. Zici că e Alain Delon când avea Pujar, zici că el acum îl cheamă. Nu Alain Delon. Cum îl cheamă pe ăla, că îmi scapă acum numele. Dă-i cu capul. Băieți. Dau cu capul să facem 4000 de like-uri, vreți? Mamă, mă simt rău, mă simt foarte rău. Du la mine la casă, nu-i pe aici. Mi-am cumpărat eu o casă la Mihăiță, dacă mai știi, ne zici, nu-i uită pe Mihăiță? Oh. Aolo, cățel, stai cu minte. A început meciul. Oh. Gata, m-am îmbrăcat în Bebe Moise, băieți. Ia uite, e un motor acolo, ce-ar fi să iei un motor ăsta? Du până la mine acasă, băieți. Mă duc până la mine acasă. Mamă, ce lung a fost live-ul ăsta, bă, băieți, bă, ce lung a fost. Hai cu 4000 de like-uri, băieți, dați și voi un like acolo. Strângem 4000 de like-uri. Live-ul ăsta se duce direct în tendințe, băieți, direct în tendințe se duce live-ul ăsta. Ia uite-l aici, ia uite-l aici. Iau. Nu e nimeni aici, bă, nu vine să cred. Păi nu e nimeni aici la casă, ce se întâmplă? Străjeri! Păi nu e nimeni, bă. Oare am murit? Oare sunt pe lumea cealaltă și nu mai e nimeni în jurul meu? Vine cineva. Speranța a fost recuperată. Care ești, mă? Al naibii să fii, Tibi, că mi-ai stricat tot planul acolo la poliție. Ce-a fost în capul tău să vii acolo? Ce-a fost în capul vostru să veniți acolo, măi, Tibi, măi? Ce a fost în capul tău să veniți acolo peste mine la poliție? Aveam totul sub control. Ha? Vrei să te salvăm.
Oricum urma să mor. Am văzut că a venit Larisa în oraș. Cred că da. Da. Cu ce ocazie s-a întors? Italian, unde e italian? Nu știu. Nu știu, stai că vorbesc acum cu Costuță pe el. Spune că mă întâlnesc cu el la casă la el. Ok. Ce s-a, de ce s-a prins la roșu un bord? Trebuie să schimbi. Să e turat. Corina, salut! Ce mă speră de mașina lui ăsta? Ce mă speră de ăla? Ce, ești tare cu serierele aproape în fiecare zi, mă uit la tine. Iulian, mulțumesc mult, stipule, mulțumesc și mă bucur foarte mult că îți place ceea ce fac. Salut, am ratat ceva, mama, ai ratat tot live-ul, dar poți să apeși butonul de like, să strângem și noi 4000 de like-uri. Da, da, poți să apeși butonul de like. Nu mai știu dacă pe aici trebuie să urc, stai așa. Pe bebe, mă uiți să vomite o travă. Ar trebui să fie serialul pe Netflix. Băi, v-ați uitat, mă, pe Netflix dacă ar apărea povestea lui Bebe Moise pe Netflix și să fac niște episoade din alea blanao, gen? V-ați uitat la ele? Am greșit asta, mă, am greșit asta. Am vrut să-mi păcălesc pe ăla. Da, cu mare drag. Ce-mi place motorul ăsta. Ce-mi place motorul ăsta, bă, cum trage. Oh, dar de unde a apărut mașina aia în fața așa, bă, că nu-i corect. Ați văzut-o cum a apărut? Bebe. Ce bă, bebe? Ce faceți, mă? Am venit să te salvez, dar păcura, pa. Aveam totul sub control acolo. Salut, mă, bebe. Mi-am ras barba, că, până. Băi, te-a luat de cel mai prost, bă, a tras în tine. N-am vrut, bebe. Băi, italian, cum mă să tragi, mă, să mă împuși, mă, italian? Păi nu, că eu te cunosc, n-am văzut că erai tu, bebe, îmi pare rău, mai te doare, ai fost la spital. Aveam totul sub mână, deja ai reușit să-i păcălesc pe polițiști, cum mă... Dar nu știam, bebe, noi. Ne iert! Bă, știți că eu sunt împotriva violenței și că nu-mi place violența, știți, nu? Știu, dar, bebe, ce, mergeam acolo cu fiori? Da, mai bine venea și făceați un protest acolo în față sau
Voi știți câți oameni au murit? Plecat, dar tu știi cum făceau? Băi, plecați de aici! Voi știți hai câți oameni au murit? M-am și certat cu stați cineva afară. Cu... Mamă, s-a certat el. Ba, adevărul că eu sunt împotriva la CSGO pe 5M. Nu-mi place hai deloc CSGO pe 5M. Nu-mi place deloc, dacă v-ați uitat la mine, eu foarte rar trag. Și atunci când trag e gen scenariu așa, să trag și o să iasă fum, știi? Nu-mi place CSGO, urăsc CSGO pe 5M. Mi se pare că nu-și are rost aici. A venit un parașutist, că l-am auzit. Și atât la fel, mă, bebe, dacă vrei să stai în seara asta la mine, asta e camera ta. Și tu, Andrei, puteți să dormiți împreună. Uite, bebe, băi, eu am venit cu altă treabă la tine, e, ce altă treabă, mă? Ia spune. Ieșiți un pic afară și tu, Andrei. Păi de ce? Ok. Băi, italiene. Când am fost dus la spital, da, acolo a apărut o femeie. Da, și? Mamă, eu uite, ai poză cu mine când eram tânăr. Păi da, vezi. Se mai spunea John Mick. Ce voi să zic? Și o cheamă Larisa. Aura. Și știi că m-ai întrebat de copilul tău? Serios? Nu vrei să o sun, să o chem aici, cumva? Hai să o sun. Dar nu mai iau numărul ei, tu mă le-ai? Andrei, fii atent, Andrei, o sun. Bă, ce ascultai, mă, la ușă? Bă, de ce asculti, mă, la ușă, mă? Și Tibi ascultai, unde, 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 mine, și Tibi ascultai. Băi, Andrei, unde Tibi? Ai telefonul la tine? Ai, înăuntru, că ce ați vorbit. Sună. Hai aici. Cum mă știe toată, n-a ceva mai dat afară dacă voi ascultați la ușă. Mai ia plecat jos. Lasă-i, mă, italian, lasă-i și pe ei, lasă-i, italian, lasă să vină aici. Da, da. Dar ăștia-i noștri, nu toată lumea, ăștia care ne știm noi mai. Ce vrei să zic, bebe? Cheamă aici la casa lui italian. Imediat, stai așa. Sper că nu-ți mai place de ea sau ce-o. Băga-mea, șoaca-n ea, că... Toși, mă, nu mai vorbi ca prostul, ți-am zis că... Aolo, stai că-ți dau și ție. Mamă, păi și mie îmi place de-aia, bebe. Aolo, pe ăsta trebuie să-l bați mai mult. Am zis frumos! Bebe, te uiți cum o sun? I love you when you call me, signorita. Ula la la. Stai, mă, că nu știu niciodată. Așa? Ala, Larisa! Carlos. Carlos, bă, Carlos, Carlos, Chacalo. Vin aici la italiano, la Villa Nou, îți trimit location d-astea. De unde vine fumbă aici, la foc casa? Hai că te aud, poate vezi că poate ar vi nu mai vii, că jar mănânci. Și cum te caci? Zic că dacă nu vine, o bagi și pe aia și pe Fraxo. Dacă nu vii, te bate, bebe, pe, tăcă, pe tine și pe Fraxo. Mă, bebe. Da. Da, lasă că-l prindem noi, hai fă mai repede, că atât îți trebuie, ce... că nu ce fac dacă nu vii. Pa! Viseam eu acum, că am dormit o leacă. Asta, băi, bebe, am sunat-o. Am înțeles. E atât ori la fel de proastă, e bă. Dacă copilul meu a murit. Păi de ce să moară? Era un big idiot din ăsta, cum o mai fi crescut un pic. Da. Cu câștigat România cu Finlanda. Bebe. Da. Băieți, mai avem nevoie de 100 de like-uri, băieți. Cred că cu mafioții din ăștia. De care nu știu. Păi m-am, nu știu dacă știi tu, m-am îmbăcat, m-am băcat odată. Sasuke YouTube, mulțumesc de subscribe, Lele, mulțumesc de subscribe, ADX, Ro, Mario Balauru, Laslo, Harco, Mihai Cristi, salut. Și nu i-am dat încă acum. Să dureze până când vine. Să dureze? Ce că a făcut un accident. Bebe! Să fac amiabilă. Ai zis că o să dureze ceva. Am înțeles, nu-i problemă. Lele, ce ești, mă, Lele? Ce ai, mă, Andrei? Ce faci, mă, pupi aerul? Hai jos, că aici nu mai am aer. Ce-mi place? Bă, de seară vrei hai să... Hai să-ți arăt casa, bebe, hai. Ajuns, ajuns, ajuns. Bă, italiene. Auzi că a ajuns deja, cum a ajuns deja? Ia, bebe, să-ți italiene, arăt aici. Nu vrei să ne uităm la meci seara asta? Ia uite cât am mai plas mai. Dar am fost da, aici da, când m-a făcut lingura copil. Fii atent aici, bebe. Bă, îmi place dușul ăsta, să știi dacă aș avea unul din ăsta și eu, mamă, mamă. Mă las să mă spăl și eu, că nu m-am mai spălat de câteva zile. Du-te, mă. Hai, spală-te. Uite, bebe, asta este Juventus, o vezi? Asta de aici este Juventus. Dar cu cine joacă Juventus? E Juventus ăsta. Cu cine joacă România? Astăzi are meci România, cu cine joacă?
Mie-mi place Juventus, băi. India, Irlanda, India, da. Cu I, cu I. Cine joacă, băieți? Cu cine joacă la România asta? Cu Juventus? Voi țineți cu Barcelona, mă? A venit doamna Larisa. A venit Larisa, mamă, ce bună e. Domnul Bebe. Bebe, a venit Larisa. Domnul Bebe, a venit doamna Larisa. Da, și Bebe. Mai ai și ție afară, că trebuie să faci ceva la WC. Asta e Roma. Asta e Juventus. Ce faci, mă? Bă, haideți că a venit, bă, calmați-vă. Bebe. O, ce frumos e, bă. O, Larisa, bine ai venit. Ce faci, mă, Larisa? Bine, bine. Ți-a fost dur de noi? Da, da. Bă, știi de ce te-am chemat aici? Că uite, vrea italianul să vorbească cu tine. Ia dă-te, mă, Tibi, de aici, poate îți dau un punct de nu știu. Gata. Ia spune, te văd afară de aici. Dar nu trebuie să, băi, fără amenințări, mă, că Larisa e foarte de treabă, fără amenințări. Vorbește frumos cu ea. Doamna Larisa, unde este copilul meu? Domnișoară. Cât te am să zic că n-ai fost acasă, o apuca de fumat, s-o băga cu băieții. Hai, lăsați-i să vorbească. S-o băga pe droguri, s-o fugit de acasă. A prins, iarăși o fugit. Acum, și acum unde este? Nu-l găsesc. De pe o bate. Hai să-mi călbate, cred că-i de... Ce intre mă la italian în casă, mă? Mă, ce ți-am zis eu să nu-l lăs cu alții, ha? Mamă, îl bate ea pe el! Îl bate ea pe el! Ce ți-am zis, mă? Bă! Ce ți-am zis, ha? Bă, dar voi mă auziți acum? Ce ți-am zis? Ah, Tibi, mă auzi? Catana de aici. Catana, tu! Domnul Bebe, ce bucur să mă aude. Catana, tu! Bebe! Mamă, Bebe, o bate! Unde e asta? Mamă, ce bucur mi-a dat! Păi e treaba mea? Eu i-am adus-o ca întreba de ea. Dar mi-e milă de ea, Bebe. Ți-ți place de ea, nu că ți-e milă. He, vezi că-i ghicit. De care cioacă. Nu mai place, gata. Ce-a gata, zis Oandex, bă. Cel mai bun prieten al meu, nu mai place, gata. E direct am făcut. Am experimentat-o eu. Unde ești? Am experimentat-o și când am umblat. Păi taci, mă, porcule, din gură. Cu experimentatul. Te mai doare, te mai doare bursa? Da. Vreau să mergem. Ai venit să mergem să te salvez. Vreau să mergem să facem o simulare. Dar bebe. La ăștia ar trebui o terapie de mai. Vreau să mergem. Ce faci, mă, Larisa, acolo? Unde te-ai ascuns? Vreau să mă omoare italianul. Păi de ce? Catana. Dar ce ai făcut? Copilul, n-am putut să am grijă singur de el. De cine? De copilul nostru. Unde? Unde? Unde e copilul? Mamă, te omor. Te omor. Unde e copilul? E un copil ăla. Bă, vezi care cioacă. Italiene, calmează-te, italiene, și tu puțin. Aoleu, aoleu, bebe, 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 dacă omor pe asta. Ce a făcut Larisa? Italianul i-a dat o palmă, mamă. Are mai dat mai tropanul. Mă, bebe, calmează. Aoleu, pe asta. Italiene! A venit o gagică, e jos. Bebe, cred că-i timpul, bebe, bebe, bebe. Da. Cred că-i timpul să-mi iau zbor. Dacă vei, te ajut eu. Bă! Ce bombală e, Andrei? Aoleu, bebe, am și eu. Dacă poți să mă ajuți cu ceva. Cu ce anume? Mă ajut să-l crezesc pe copilul meu. Păi ce-a zis nevastă ta, unde e? Larisa, unde e, mă? Ha, să nu mai de acasă. Să nu mai văd în fața mea că o tai în bucățele. Băi, italiene, potrăște-te, mă, gata. Bebe, intru pe server și te omor odată și odată. De ce, mă, Nicoleta? Cum a fugit, mă, că nu erai tu cu el? Dar nu mă pot ocupa singur, el a plecat și tot el are pretenții. Ce făcea? Erai cu bărbați? Sau? Tot și mă, ce din gură, mă. Ce spermiste să te bagi în seama? Ce râde ăla? Copile! Știi cât de greu să crești un copil? Ce mă, asta mă, rezervă sejurul cu...
De ce dai doamnă mie? Scuze. Bă, bebe, te rog frumos să mă ajuți. Păi te plătesc, dau toți banii să-mi găsesc copilul. Băi, nu e vorba de banii, Tarine, că te ajut, da. Că mai faci asta. Băi, Larisa. Da. Vino cu aici că trebuie să-l găsim pe copilul vostru. Cum îl chema, că nu mai știu. Patrick, așa. Tu nici nu mai știi, fă, Larisa, cum îl cheamă. Păi da. Asta stă, o umblă cu toți golanii. Stai, mă, tu, că cred că te n-ai fost în vacanță, ai dat în tăte. Pentru că eu îmi permit, înțeles? Ia-i să comenteze. Hai, pupați-vă să mă uiși eu la voi. Doamne, ce nebun sunt ăștia, bă, frate, bă. Bă, deci astăzi a fost o zi nebună, băieți. N-am mai făcut de mult live-uri așa lungi, dar vă spun eu. Nu mai e nebun pe 5M, bă, nu e unul sănătos pe 5M. Deci dacă e tipul un server de 5M și dai de unul sănătos, înseamnă că nu ești pe serverul care trebuie, gen, ești un server singur și ești tu cu owner-ul sau ceva. Dar dacă intri pe 5M, nu e unul sănătos aici pe 5M, mă înțelegi? Nu e unul sănătos, frate. Deci să numai din ăștia plecați de acasă gravisimă, rău de tot, să-mi duci. Să mergem la poli. Clopotiva! Să mergem la toată lumea că vă rup cu băta. Mă, dar când v-a strâns, mă, atâția. Băi. Da. Ți-vă așa că trebuie să mă sui cu italianul în mașină. Aulă, pune-te în genunchi aici, Larisa, pune-te în genunchi aici. Lasă, mă, ce ai cu ea? Băi, jos din mașină, băi! Vrei glonț în cap? Hai, urcați, Larisa, urcă-te să găsim copilul. Suiți-vă că eu vin cu motorul. Hai, vină și tu, bebe. Stai jos ăsta din curcubă că te împușc. Vin cu motorul eu după voi. Băi, te împușc ăsta din curcubă, ca așa că ți-l împușc. Ce-ai, tata? Ce, mă? A, du-te cu motorul. Hai cu eu, suie-te la mine, Larisa, dă-te mă jos cu eu pe Larisa. Suie aici la mine. Hai să ne ținem după italianul, dar să-mi spui, Larisa, pe unde crezi că e? Da, da. Haine. Ușor să nu intrați în noi cu mașinile, ușor în spate, bă, faceți rând, bă! Uiu! Doamne! Și pe ăsta, bă, frate, bă, n-ai cum să te joci cu ăștia, frate. Deci n-ai cum, frate, dacă nu sunteți cei mai proști. Când mă bușesc ăștia, îmi dau ecran negru. Amețesc. Cred că e pe la cimitir. Cred că e pe la cimitir, că el nu știa că tatăl lui e în viață. În fiecare zi... Bă, eu nu înțeleg de ce trebuie să fie în trecere, frate. Poți să-ți iei poziție și să rămâi în linie, frate. Că nu trebuie să fii primul gen. Nu înțeleg de ce trebuie să fac chestia asta. Pe că eu cred că m-am dus, că mâine trebuie să mă trezesc de vreme, cât mai ți-l ai vânut, știu. Dar să ai distracție plăcută în weekend, Matic, te pup. Nu mai fac asta, nu mai vorbim cu Benita. Mă, dar ce s-a dus italianul? Record, scuze că n-am putut intra, dar am avut treaba. Nu e nimic ca mai Madix, mă. Când poți tu atunci ai IT, frate. Nu e problemă, nu o să așteptăm. Mergem la cimitir, da? În pe GPS? Nu, că știu unde. Ok. Mă, bebe. Da? Larisa, tu crezi unde este copilul nostru? Hai să era cimitir. Gen al meu. Că mai mult este al meu, că eu am avut grijă de el. La cimitir, că el nici nu știe că trăiești. Hai să-l căutăm un pic prin oraș. N-auzi că a murit, italiene. Italiene, poți să urc cu tine? Nu. La cimitir. Coie, mă, uite-mă, coie, cum fac.
Bă, tu ce cauți mai aici? Mai poți mă să tragi după motor? Hai că mai poți dacă e. Ia stați așa că am o idee. Italiene! Da? Am aflat unde este copilul tău, va trebui să vii după mine. Unde mă? Hai repede, hai repede. Hai repede. Aoleu. Stai așa să-mi pun pe GPS. Hai mă! Bă! Mai întâi mare donație de la anormalul, anormalul, mulțumesc frumos, sticule! Ai dat și cafeaua dimineața asta, ai dat și berea pe ziua de azi, anormalul, mulțumesc frumos, sticule, băieți! Da și voi o inimioară pentru anormalul, îți mulțumesc foarte mult, sticule, mulțumesc frumos! Bă, și cafea de dimineață de la anormalul, și bere seara, și suc, și... Mulțumesc frumos, sticule! Avem și 4000 de like-uri, am dat... A dat, cum îl cheamă, a dat anormalul 100 de like-uri acolo când a dat like. A lui s-a pus cât 100, erau 3900, pac, direct 4000. Băieți, o să vă duc să vedeți ceva mișto. Bebe l-am pierdut pe italian. Stai că vine el, dar păstrează distanța. Meriți că ai mucit ceva în seara asta. Băi, am băgat ceva, am băgat ceva. Ia uite, avem 2 ore 40. A fost și Caterin, că am râs o grămadă. Am râs o grămadă, frate, asta. Am râs o grămadă pe bune, gen la bune. Bine, am văzut pe băieții bombalei pe ovolo, poliția. Păi că e poliția. Am nevoie la baie. Numai dacă te arunci de pe motor. Aoi. Dar dă drumul acolo, că nu-i problemă. Mamă, ce cald e la fund, de ce? Tu te uiți pe Pro TV, nu mă uit. Ai Pampers? Dacă ai tu, nu. Ce că mă mai țin până acolo. Că Larisa e fată sau băiat? Răspunde plus să știu. Păi nu vezi că e fată? Cum e fată sau băiat? Nu vezi că e fată? Astăzi 4000 de like-uri, băi, sunteți cei mai șmecheri, cei mai tari băieți în viață. Vă duc să vedeți ceva ce n-ați mai văzut până acum, băieți. Vă duc să vedeți America. Domnul cu motorul. Poftim? Domnul cu motorul, să păstreze distanță.
cheamă off-road. Linare. Că nu știu exact unde. Bă! Ce mi-am de voi urgent ăla mai, dacă nu... Bă, lasă-mă un pic, că nu mai știu exact. Unde era? Dă-te jos. Gata. Italian, unde e? Să nu umblați la motorul la verde. Da. Băi, cine știe de ce am venit aici? Mama! Fugi că tu ești proastă, fugi! Cine e? Ziua, domnul Bebe! Ferai mă, Liric, pe aici mă și speriasem. Băi, care ești mă ăsta, mic? Patrick! Patrick! Cine? Patrick! Păi și eu am crezut că... Fantoma. Mă cred că pe ăștia. Știi tu? Uite ce e bă, ce e acolo, bă? Rămâneți aici, rămâi aici! Patrick, bă, ce e acolo, băi, s-o vedeți? Patrick! Băieți, e fantoma, băieți. Aolo, băi, stai fantoma. Aici, stai aici, Patrick! Stai aici, Patrick! Aaaa! Aleșinat! Băi, e fantoma, băieți. Dacă te duci aproape de aia, dispar. Nu vă duceți acolo, că vă mănâncă. Deci v-ați speriat degeaba. Păi eu o văd acolo. Era un proiector de al meu, haha. E veche de sunt, da mă, dar uite, merge și pe 5M, știați că merge pe 5M? Bă... Pe burte. Bă, e fantoma, bă, băieți. Uite cum se vede. Treceți-mă în spate. Mamă, cum se vede, băieți, mamă, dacă mă stau cu gâtul ăla, zici că mă duc gâtul aici, în webcam. Aici să stau și ne-a mai venit. Robi, e bot, salut! Toată, tu mi-ai zis să plec! De ce? Nu ți-a zis? Cum ești atunci când mi-ai luat toate băi, jocurile de pe PC? Aduceți-l pe italianul aici! Nu vreau să-l văd, nu vreau! Mai luat-o vică! Nu vreau să-l văd pe italian, pe tati! Nu vreau să-l vadă pe italian! Ce-i aia, mă? Mă, dispărut! Nu vreau să-l văd pe italian! Că tu mai lăsa atent! Răsare dimineața, uite! Dă-mi-le, bebe, mă, uite! Da. Mă auziți? Da. Băi, ați făcut femeia asta, că nici mamă nu pot să-i zic. A zis, m-a dus aici să nu mă vadă italianul. Și a zis că vine peste câteva minute și au trecut peste câteva luni. Zic, o lună și am reușit să supraviețuiesc. Păi și ce ai mâncat, ratoni? Am mâncat ratoni, păi vezi că e unul în spatele tău. Vezi cum l-am prins cu minciuna? Deja. Cum eu nu mâncam ratoni, am mâncat vieri și toaca. Lasă minciunile. Mulțumesc că aș vrea și pericol să-mi zică. Ce să zic, mă, Mare Valentin, la mulți ani, ce să zic?
mea, bebe, măi, la mulți ani, Mario Valentin, la mulți ani, ticule, să fii sănătos, să fii fericit. Da, la mine acasă. Astăzi 4100 de like-uri, bă, băiatule, bă. Am văzut fantome, era să mor astăzi, era de toate, bă, băiatule. Nu te bate, mă, nimeni. Te ducem noi undeva, să facem o surpriză. Bă, unde e italianul? Nu vreau să-l văd. Nu vreau să-l văd. Să-i dea cineva bani la băiatul ăsta, Max, la nivel. Nu vreau. Da. De ce? Ba da, vrei. Să-i în mașină. Suite ăsta mică aici. Dar nu merge, trebuie să-mi ia în brațe, dar dacă aștept aici pe 2 minute până când mă culc și reintru. Hai că te aștept. Da, da. Hai să plecăm. Sau să orice. Am glumit. Am glumit, mă, dă te suiști tu repede, încă le caci repede tu. Te sui în mașină, că trebuie să-i duc lui italianul, geniu. Urcă mașină. Îi zic italiene, ți-am adus băiatul. Este meciul? Băi, s-a început meciul deja? Băi, credeți că pot să mă duc și eu la meci? Ce ziceți? Pot să mă duc și eu să mă uit la meci? Mi-au și o berică, mi-au și o cioi și mă uit la meci? Ce ziceți? Pot? Sau nu pot? Ce ziceți voi? Vreau să-mi ziceți voi dacă pot să mă duc sau nu. Nu mi-a zice nu, bă, să nu mă duc, bă. Nu mai claxona, mă. Da, mă, am înțeles, Andrei. U2 a câștigat. Ce să fac? Uite, am venit să caut pe băiatul italianul, tu? Și am văzut o fantomă. Pe tine. Am văzut o fantomă aici. Băi, te-ai dus pe patic? Gata, îl ducem pe patic, ce să facem? Bebe. Mă, băiți, ați urcat pe aici cu mașinile astea. Merită și o pauză, băiți. Băieți, merită și o pauză să mă duc și eu la... Sau vreți să mă țineți aici? Ia uite, s-a făcut ora, cât e ceas? S-a făcut ora 10 imediat, sunt live de la ora 7. Sunt live de 3 ore, băieți. 3 ore de live cu 5M, băieți. Bebe! Da? A început meciul, hai România! Du-te mă jos de aici, mă. La meci eu cu tine. Italiane! Bă, bebe, ce facem aici? A venit să... Să ți-l arăt pe fiul tău, italian. Unde-i, mă? Hai și fă liniște, pentru că va apărea în orice clipită, pentru că... E cum să zic eu, o să vezi. Bă, mută audio ăsta de aici mai încolo, te mai jos. Și tot de Maserati să bebe, vă șerzi. Asta Larisa este proastă, Samaria. De ce? M-a închinuit o grămadă să te caute, ești nebun, că am sunat-o la telefon și nu știa să explică unde e, suntem. Taci, că fii atent, vine, îl simt. Ridicați toți mâini. Ia uite! Mă, bebe! Stai, copilul tău, italiene, pa... Aoleu, aleșinat! Pleacă, tati, că pe tine nu te vreau! Aoleu, aleșinat! Aleșinat, bă, dați-i aleșinat. Cu pișată, dați-i cu apă pe față! Da, eu! Italiene, ai zis că îl vrei pe fiul tău, uite-l pe fiul tău, na, vorbește cu el, că e cam supărat! Patrick! Nu vreau să nu, stai la distanță. Patrick, vino încoace. Stai la distanță, Patrick. La distanță. Acolo stai. Așa că nu știi să... Nu știi. Aoleu. Mă, Patrick. Te ieși atâta timp și... Patrick, vino încoace, vino. Da, tati. Ce ai făcut, domnul? S-a blocat. Vrei să te ajut? Trebuie să vedem dacă puc cu asta. Domnul cu mașina, dă-i și lui una ca să-l scoți de acolo, lovește-l puțin în față. Ușor, bă! Hai că e bine și așa decât de rău. Ia fost schemă de aia ca pe vremuri. Vrei să fac? Da. Nu ți-e frică? Nu mi-e frică că am mai făcut. Nu știi atunci când am sărit cu motoarele pe aici.
Bă, bă, unde te-am pierdut, bă? Bă, unde ești, mă? Bă! Bă, nici n-am sărit și l-am pierdut, bă. Voi vă dați seama că nici n-am sărit și l-am pierdut? Unde s-a dus, mă? Bă, l-a dispărut. Și nu-ți e frică? Nu! Mai ții minte? Pș, a dispărut. Am înțeles. Bă, dă-o încolo, bă. Uitați-vă și voi că m-am bușit, cică. Bă, dar mă ține, bă, base-n-a asta, ține cam... Că vreau să fac o săritură, băi. Ce? Te speriai că nu o fac, a? Te-ai speriat că nu o fac, că nu reușesc, este? Am făcut toată un episod, nu știu, a durat vreo 40 de minute. În 40 de minute am învățat să fac sărituri. Ar, am sărit pro... Dacă știam, puteam să sar. O, salut, lanțeta. Aici când te lovești. Te lovești, nu glumă. Păi, dar ce ori începe meciul? Mâine ziua mea, la mulți ani VIP, să trăiești. M-au lovit ăla cu mașina, ce s-o? Cum joacă România? Cred, mă, că mă lovește așa, mă lovește fiecare atingere, frate, cum, păi, ce prost e sistemul ăsta, rău, e prost, rău. Te atingi un pic, pop, te atingi un pic. Bă. Au. Niki, dar nu mă duc și eu să mă uit la meci, Niki, nu vrei ești să mă... bine, Pepe? Da, da. Nu se poate, bă! Nu mai gata, nu mai sar, că mă crește tensiune.
Am crește tensiunea tot, nu pot. Că ăsta aici e poziția de stai, să mă așteptam. O dată voi. Dați-vă că s-a. Nici negru nu s-a mai făcut ecranul. Te-ai dus. Nici negru nu s-a mai făcut ecranul. Da, italianul să ne întâlnim. Unde? Unde vrea să ne întâlnim? Ha? La casă. La motel, la motel. Ok, hai să mergem acum. Dă-o încolo, frate, că nu mai suport. Mario Valentin, mulțumesc de subscribe. Bebe, ce am faci, nevoie mă? De tine, vino la ce anume, hai. Ce s-a întâmplat? Bă, fii atent, bebe. Mai știi minte când am parcat mașina acolo în spate? Trebuie să-mi pun și eu casca asta jos. O dă jos, gata. Ia zi. Mai știi minte când am parcat acolo în spate mașina? Clarisa, pune-la înapoi, că aici nu e cum de obișnuiești să te duci. Pune-la înapoi. Ce s-a întâmplat? Mi s-a stricat motorul, cred, bebe. Băi, mașina e nouă, măi, Tani, cum să se strice motorul? Nu, știu, bebe. Nu mai pornește și dă să meargă și se închide deodată. Ia uite, a mai venit-o, Clarisa. Care ești, mă? Ha? Tu ai urâtă, nu e așa de frumoasă. A, Larisa, ești invitată la nunta mea, dacă vrei. La ce? Mă, bebe, mi-ai promis tu că vii, ai înțeles? Da, să naști. Vin și eu. Era. Cum faci nunta, mâine? Cred că da, sau păi mâine. Nu știu. Păi să-mi spui ca să știu să pun acolo mare anunț. Sensoare italianul, facem o poză frumoasă, o punem acolo. Pune pe Facebook. Cred că mâine. Vă invit pe toți. Băieți, uiți, băieți, mâine e ziua lui da, italian. Da, să veniți așa, să veniți îmbrăcați frumos, da. Elegant. La costum. Păi da. Bă, nu știu, ia să vedem. Ia du-te, bebe, acolo. În mașină și încerc eu să-i fac ceva pe aici. Ia să-i că te ajungi.
Deschide capota, bebe. Ia să vedem. Ia ce lejează. Ibi, dă-te mă de acolo, că-i. Ia, accelerează, bebe. Oho. Tăgi, tăgi, ce? Gata, merge, era și ce era, bebe. Ce nu mai avea ulei, nu mai are, trebuie să-i pun. Aoleu, mănâncă ulei, dacă mănâncă ulei e o problemă. A, da, cu pistoane, turbina, cred. Garnituri, chiuloasă. Mă, și ce mi s-a întâmplat că mi-ai adus mașina asta? Aveam tubul de la care aducea de la turbină la motor spart și nu mai trăgea mașina, știi? Nu știu, tot altfel mi s-a întâmplat și mie la un Alfa Romeo, s-o spart tubul ăla și trăgea aer fals, știi? Și era prin tub când l-am desmontat. Așa am pățit și eu la un BMW. Da? Când l-am scos tubul ăla era plin de ulei, maoleu. Ce chelie faină ai. Varsă mașina. Hai bebe să-ți arăt restaurantul unde am făcut față, deja. Hai că vin după tine. Nu vrei să te urci mașina? Păi dacă am motor, vin cu motor. Dacă aia de motor, ai înțeles? Le dau. Opa. Aoleu, bebe. Cum am activat ăla. Bă, aici vrei să faci nunta, mă? Păi ce zici tu? Aoleo. Bă, aici o să facem. Se sperie mireasa când vede birtul ăsta. Glumea, mă, am vrut să văd ce ziceți. Hai că vă duc la restaurant. Hai. Aoleu, ăla-i polițist? Nu prea prinde motorul ăsta, și el ăla ne-ntrece, mă? Ia-l ne-ntrece. Păi firai tu să fii. Firai tu să fii. Ia dă-te, fii atent. Bă, dar nici așa nu reușesc să-l prind, mă? Bebe, ce mai îți place Nitro? Nitro locului pe aia? Ce mai îți place? Ai. De la meci, gata bă băieții, imediat mă duc la meci. Vedem restaurantul, mâine cine vine la nunta lui... cu italianul mâine. Face italianul nuntă, veniți? Am să capă mașina lui. Am pierdut, unde e ăsta? Eu sunt aici la restaurantul ăsta. Și-am crezut. Mă, bebe, eu m-am gândit între ăsta, locația asta, ia fii atent. Hai să urcăm sus. Bă, cum mă, italiene, ce-i puțin mă rac? Ce gunoi sunt pe aici, băieți. Am plecat la meci nou, să ai vizionare plăcută, ticule, și poftă să ai. Și hai România, ce să zic. Ce mă,
ori m-am gândit aici să o facem. Mai este și jos, așa. Sau acolo unde am făcut mereu și ziua ta, sau la restaurant. Ia ce spui? Ce frumos cu... Bă, Bebe, frumos, m-auzi? Nu-i rău, da, da, da. Dar parcă nu trebuie arată așa la restaurant, arată rock, aparte din astea, ura. Da, da, na, 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 na. Hai să mergem. Păi... Sau mergem la restaurantul ăla italian de acolo, de jos. De acolo e prea numele. Multă lume, prea... Păi, italian, dacă eu o iei de mireasă la primărie acolo, că s-a mai luat cineva, și pe... mergem aici la restaurantul ăla. Cine fii atent, Bebe, m-am gândit așa. Prima dată să facem ceva la restaurant să mâncăm, știi? Și după aia să mergem aici la clubul ăsta de aici, mai un pic mai sus. Da, foarte bine te-ai gândit. Ia și acolo să mergem, o lăsăm așa cu petrecere mai pe Sergiu. Da, da, ia, ia să mergem să vedem. Cu cine face nuntă? O să vedeți mâine. Și băi, tari, când veni... M-am stres că să duc și cățelul afară, am uitat de asta. Să dansăm aici, mă, dansul pinguinilor. Am uitat de mine. Am să duc și pe afară. Ha, mă, că e o idee bună. Vedem atunci. Băieți... Băi, și dansăm. Băi, Bebe, vii mâine cu mine să o luăm de la aeroport? Da, sigur că da. Păi o luăm, păi facem pregătirile... Păi da. Fă, pregătim nunta, petrecere, tot ce mișcă. Păi da. Dacă eu o luăm și cu limuzina. Păi da, limuzina albă, frumoasă. O am pe aia de la Curcubeu. A, bă, vă simt, nu? Păi da, o facem albă, frumoasă. Aha, înțeles. Arată cățelul. Pâine, hai vin aici un pic la tata, hai. Hai vin aici la tata, hai. Țipă-ți, băiat. Bă. Ce se... Ce gol e aici. Aoleu, cred că a făcut renovare asta. Ce gol e aici. Mă auzi, Bebe? Bebe? Da, da, te aud. Cum să nu te aud? Să pune niște mase pe aici, nu știu. Furat ăștia de aici tot. O fura, mă, voții, ții, bă. A dat gol România? A fost lingura, fii atent că a fost lingura asta. Furat ăștia. Mă, știa că fac nunta și-o furat-o lingurare ăsta. Bă... Aole, lingurare... Dacă nu facem acasă la mine, Bebe. Gol, mâncăm la restaurant și mergem acasă. Eu n-am apucat să văd golul, bă, băieți, bă. Gata, bă, bă. Jacuzzi toți. Rămâne așa, băieți. Mâine dimineață, la nunta lui Italianu. Mâine, nu chiar mâine dimineață. Mâine dimineața s-ar putea să fac un live cu Furnai și mai pe seară face cu 5M, ok? Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, ați fost cei mai tare, am strâns nu știu câte like-uri. 4000 și ceva de like-uri. Mă dore și gâtul deja cât am vorbit, am 3 ore cu 5M, fac cât de 3 ori cât un alt live. Gen, fac la 9 ore cu orice alt joc, cam atâta durează. Pentru că ești în priză mereu. Trebuie să ai un content mereu, adică nu poți doar așa să te plimbi cu motocicleta cum am făcut și au plecat vreo 1000 de oameni de pe live. Înțelegeți? Trebuie mereu să fii în priză ca să înțelegi ceva. Vă mulțumesc frumos, ați fost cei mai tare astăzi, le mulțumesc celor care au stat tot live-ul, le mulțumesc celor care au apăsat butonul de like. V-am pupat pe toți și ne auzim mâine, da? Să aveți seară frumoasă în continuare. Pa!